Noi nu credem în drame, nu plângem și n-am scuze. Tu nu te interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talente și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva cade scuze. Noi nu credem în drame, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talente și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva cade scuze. Talentul nostru principal e de a sta mai mult în sală, de a ajunge la final și-a nu veni cu mâna goală. Care hai mai bine acasă, care eu mai bine pas. Tu vrei să fii și aplaudat sau vrei mereu numai să aplauzi, a? Depinde de sigur de ce-ți dorești, doar că trenul de obicei nu așteaptă cât te gândești. Pus la asta zi de zi nu prea pare când tinerești. Tu vezi ce faci, dar să nu cauți pe cine să învinuiești, ei. Noi nu credem în drame, nu plângem și n-am scuze. Tu nu te interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talente și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva cade scuze. Noi nu credem în drame, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talente și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva cade scuze. Cinismul nostru cel mai des e mecanism de apărare, doar că unii înțeleg, iar alții se iubesc prea tare. Noi nu râdem la urmă, noi râdem când îi de râs, iar caravana noastră aude din spate lătrat și plâns. Știm că nu e ușor deloc, dar nici n-am spus că am căutat cărări ușoare de parcurs, că tot ce vine prea ușor, ușor s-a dus. Așa că dai și dai și dai, că nici odată nu-i de ajuns. Nu plângem și n-am scuze. Tu nu te arătați și crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talente și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva cade scuze. Noi nu credem în drame, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talente și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva cade scuze. Bună seara, dragilor, și bine ați venit la un nou pe un nou live de Barea GMT, adică nu la un live, pe un nou, bă. Cer scuze la echipamentul ăsta, deci că sunt arbitru direct în seria. Direct, bă, Palmeiras, arbitru direct arbitru în seria, ești nebun, ziceți voi că nu arăt arbitru. Deci ziceți voi că nu arăt arbitru. Să faci un story, suflet bărberit, în primul rând m-am bărberit de ieri, Kempere, așa că 5 minute te-ai dus pe pili, că m-am bărberit de ieri și ieri n-ai fost pe live. Moderatorul meu, managerul meu, moderatorul meu nu știe că ieri m-am întâlnit și m-am bărberit, am făcut și ieri live și n-a fost pe aici, pe la noi, în fine. În fine, nu contează, nu contează, ăștia sunt oamenii, ăștia sunt oamenii. 5 minute frumos, o corecție, frate, se face o corecție. Ai simbrat play-urile? Cum adică, de Formula 1 sau de ce? Bă, ziceți voi că nu ziceți că sunt arbitru în Serie A? Ziceți și voi. Stau, vă place tricoul ăsta? Notă de la 1 la 10, băieți, pentru tricoul. Notă de la 1 la 10 pentru tricoul ăsta. Cer și eu scuze la numărul 9 cu Pirelli. A, că e cu Pirelli, de asta mă întreb. A, e cu Pirelli, mă, de asta mă întreb dacă am schimbat, pneurile, ești nebun. Aceasta fac și eu pe... Bă, dar nu pot să cred, mi-am luat un șampon pentru curly hair, pentru din asta, dar numai curly hair nu mi-l face, ești nebun, gata. Cer și eu scuze la părul ăsta făcut așa din mână. Lucrez la Ferrari, bă, băieți, lucrez la Federația... Bă, Federația Italiană de Arbitri. Cer și eu scuze la tricoul ăsta de pe picky.ro, al original 100% de joc de la Palmeiras. Frumos rău de tot, frumos rău de tot. Ceva frumos rău de tot în colecție. Mișto, de ce? Ați facem bingo cu premii sau duminică? Duminică, tată. Duminică dimineața facem bingo cu premii multe rău de tot. Și când am văzut Pirelli era să mă dezabonez, mai știu unii de au Pirelli pe piept, cine e Interul, parcă nu? Hai că am premiile de la Rivals. Asta îmi place să aud, asta îmi place să aud. Nemții la 9 dau, hai că pe Discord mai stai până la 9, bă, dar de ce la 9? Frate, nu înțeleg, de ce la 9? Posibil să stăm până la 9 astăzi. Interul, deci astăzi, deci programul este în felul următor astăzi. Dar de fapt îl zic mai acum și un pic. Voi dați un like ca să se afișeze, să facem și noi like-urile alea multe. Dar și să le dau un pic mai în dreapta sus, așa. Ca să fie, știți ce zic? Așa. Chiar dacă, pă, așa, le-am pus acolo frumos. Forța Inter, Coop. Salut Tudor, salut Gabriele, salut, vă pup băieți, vă pup, bine ați venit domnii mei, bine ați venit în această seară minunată. Yeah. Salut Denis, de ce faci, mă, puile? Pentru că iau alea de la Daily Play, a, la 9 se bagă Daily Play-ul sau ce? Bă, în orice caz, astăzi o să fie o zi de full EAFC, mai puțin cu bingo. Ieri am făcut zi 80% bingo, 20% EAFC, astăzi o să fie invers, 80% EAFC și 20% bingo. Dacă vreți, dăm un meci așa la început, frumos, rău de tot, un meci, două de bingo, așa ca să ne încălzim degetele, după care Dăm drumul frumos la competiția Extravaganța Carabao Cup, ce se întâmplă cu frățiorul meu X-Red. Și bineînțeles, cine, dacă pierdem la fiecare meci pierdut, dau un membru pe chat. Deci s-a zis. S-a făcut challenge-ul. Tată, ăsta este challenge-ul de seara asta. Sperăm să fie un challenge caterincă rău de tot, să vă dau 0 membri. Gaură la covric să vă dau. Gaură la covric să fac numai win-uri, ești nebun, și aș vrea să terminăm extravaganța aia. Deci avem treabă. Deci afară de nisep, fără bingo, ok, ne vedem atunci seara faină. Am și eu Aqua Carpatica de asta flavor. Aqua Carpatica de când vă rog, de o vară, de un an. De un an vă rog Aqua Carpatica să mă sponsorizați și pe mine cu niște doze din astea. Atâta vreau și eu beau din astea și voi mă sponsorizați. Știți ce zic Aqua Carpatica? Vă rog eu frumos. Beautiful. Aromă, strawberry, elderflower, căpșuni și soc, ceva extraordinar. Ciucaș Better, salut Alex, salut, te pup. Ham 2.0, salutare frățiorul. Salutare băieți, bine ați venit. Hai să facem frumos, repede pe jor 50 de lichele. Dacă se poate să facem 50 de lichele repede pe jor, ar fi puternic rău de tot. Eu care joc CST, spor la joacă puiule. Băgăm și un Insta Story ca să fie treabă Inter-Better. Mamă, a plecat battle-ul dintre Inter și Juventus. Salut NEMții, și ce promo o să fie mâine? Bă, nu știu. Mâine o să fie ceva, nu știu dacă o să fie, cred că o să fie ori un re-release, ori nu o să fie nimic, ori nu știm exact, dar intrăm pe Twitter și ne uităm, Cristiane. One second să dau și eu un share, să ne băgăm frumos la creație și dăm drumul la ștear treabă ușor. Bună seara, dragilor! În primul rând îmi cer și o scuze la tricoul ăsta de la Palmeiras, care ești că arbitru pe seria direct. În fine, nu mai contează. Suntem live în momentul ăsta, e ora 18, deci live-ul zilnice cu NEMții TV. Și avem următorul challenge. Un lose, un membru pe chat. Adică o să jucăm la extravaganța cap, acea cupă minunată cu frățiorul meu X-Red. Și dacă pierdem orice peșpe, bă, și era chiar un story frumos, mă. Era chiar un story frumos, dar de ce pareză la gură în momentul culminant al story-ului? De ce pareză? Hai că battle îi bagă cineva în seamă, nu vezi? Și aș vrea, tag, era perfect, da mă, da, era bun rău de tot, ești nebun. Era bun rău de tot, dar m-a luat pareza, pot să-l... Și avem următorul challenge, un luz, un membru pe chat. Adică o să jucăm la extravaganța cap, acea cupă minunată cu frățiorul meu X-Red. Și dacă pierdem orice peșper, dacă pierdem, zici că era motor de Dacia 1400, dacă pierdem, ce dacă pierdem, nu-ți pornește motorul la gură, nebunule, mai ho! Băi, dar n-ai văzut așa ceva în viață, ai făcut-o de stânge, trebuie să mă concentrez, că dacă nu ești nici dubla 2, ne ducem în 5-6 duble. Ne ducem în 5-6 duble, băieți. Bun, dar nu mai știu ce am spus, nu mai știu nimic. Ce am zis, mă? Așa. Bună seara, dragilor! În primul rând îmi cer și o scuze la tricoul ăsta cu Palmeiras. Zici că sunt arbitru în seria direct. E ora 18, deci NEMții TV live pe YouTube. Cum se știe, mă, că sunt live-uri zilnice, începând cu ora 18 de la școala de la muncă. Vă aștept pe YouTube. Bun, și astăzi avem un challenge frumos rău de tot, un luz, un membru pe chat. Jucăm la extravaganța cap și la fiecare luz pe care îl facem, sper să nu facem, joc cu frățiorul meu X-Red. La fiecare luz vă dau un membru pe chat, vă pun aici sus un link și toată lumea ținte, dăm și un bingo la început. Deci vă așteaptă, fratele, pupii, și go pe live. Ce să fac, să vă dau gura mea, ce să vă dau? Te putem repara ca pe Dace cu sârmă și banda adezivă, ești ca ăla la interviu, șterge și ai să luăm de la început, stați liniștii nebunilor, că e... Asta nu se bă, asta, tot ce vedeți voi ansamblul ăsta, nu e chiar așa cum credeți voi. Merge, hai să piardă NEMții, abia aștept să țineți tot, să piardă. Cum adică să piardă NEMții, bro? Nu, NEMții nu pierde, link. Așa, clic aici să intri pe live. Bam. Și dăm. Salut, da, Alex Gamer, salut. Nu pierdem că îmi dau sufletul, trebuie să ne dăm sufletul. Sabotează și tu vreo 3-4 meciuri, dăm Picky. Dăm Game Expert. Îi facem așa mici aici, îi punem și dăm și lui X-Redan. X-Red 24. Stați, îl punem și pe la această stânga. Frumos, să fie un aspect vizual, un colorit minunat, povestea ta, gata mă băieți, s-a rezolvat. Salut Daniel Ciopică, te pup rege, te pup. Vă salut pe toți, bine ați venit. Ce părere ai de meciul Real City? Am discutat și aseară despre meciul, bă, Real City, PSG, Barcelona, tot Champions League-ul, tată, spectacol de săvârșit. Mulțumesc lui Dumnezeu că pot, sunt sănătos și sunt în viață și m-am născut în perioada asta să văd superbitățile astea de meciuri, n-ai ce să zici. Rafinha top, Valverde top, băieții aia, mamă, pe la Foden ăla, na, fotbaliști adevărat. Bă, fotbaliști în adevăratul sens al cuvântului, ăștia da, fotbaliști. Trebuie să fim bucurați, să ne bucurăm de fotbalul ăsta pe care ni-l oferă, să ținem cu echipa noastră, să nu mai dăm cu hate ca România aia adevărați la alte echipe. Iamal ăla, mamă, ce fotbalist, Iamal ăla, Mbappé, l-a ținut cu unde pe Mbappé în buzunar, l-a ținut Rudiger pe Haaland în buzunar. Bă, cum e posibil să-mi spuneți voi mie, vreodată în viața asta că v-am mai auzit pe chat: Haaland, care e următorul, Messi și Ronaldo, bro? Haaland sau Mbappé? Bro, Messi, Ronaldo aici, Haaland și cu Mbappé jos aici, sub linia asta. Cum adică puteți voi să spuneți? Araujo și Koundé l-au ținut în buzunar pe Mbappé și Rudiger l-a ținut în Mbappé pe Haaland? Voi spuneți mie că ăștia sunt următoarele? Cum puteți? Nu pot fi comparați. Ronaldo cu Messi nu pot fi comparați niciodată în viața asta cu nimeni. Cu nimeni, nu mai pot. Nu o să mai fie. Nu o să mai fie. Bă, da, mi se trage așa. Vezi că nu e rău, Finala Real Barça ar fi frumos, dar o să aibă meci greu, mă. O să aibă meci greu, rău de tot Realul pe stadionul lui City. Dă-le Boca, au de speranțe că Barça o să-și revină, bă, au viitor Barça. Dacă te uiți un pic pe lotul Barcelonei, ne uităm, uite, hai să ne uităm. Stai așa că am dat și erori, am dat, suntem ok. Suntem ok, putem să dăm drumul la treabă. Stai așa că mi-a dat cineva. Cine mi-a dat follow, doamne? Nu mi-a dat nimeni follow, doamne. S-a postat asta, s-a postat. De la CSH era tricou, de la băieții mei, de la Pichi l-am luat, nu e de la niciun CSH. Nu se compara Lamborghini cu BMW, exact, frate, nu prea ai cum. Dacă am mai când de la cât, când vrei tu, frate. Când vrei tu, dăm în aică. Stați și un pic să dau ăsta pe ecranul, pe monitorul celălalt. Dăm așa frumos și să începem un pic discuția despre meciuri. Dacă tot am început cu Barcelona și cu asta, să vedem așa și niște imagini, să discutăm pe bune. Deci, avem în felul următor. Avem Barcelona, da? Avem Barcelona ieri. V-am zis că o să bată Barcelona aici la Dortmund. Am zis 2-1 pentru Dortmund, dar în schimb a fost 2-1 pentru Atletico Madrid. Atletico ăștia acasă sunt nucătare. Dar la Barcelona avem în felul următor, pentru că pornim de la ce a zis X-Red, că speră ca Barcelona să aibă viitor prin Araujo. Araujo cu Barsi Koundé, Cancelo ăsta, nu știu ce să zic. Bine, tricou cu Palmeiras, da. Roberto de Jong, Gündogan, Rafinha, Lewandowski, Amal. Adică, în echipa asta, în primul și în primul rând, Ter Stegen, world class player, da? World class player. Araujo, Koundé, world class defenders. Clar. Cu Barsi ăsta are potențial să devină unul dintre cei mai buni fundași centrali ai erei lui. Nu știu ce an e născut, dar să fie un fundaș central, să fie unul dintre cei mai buni fundași centrali pe care îi avem noi în următorii 50 ani, poate. Are potențialul necesar. Caselul ăsta nu-l pun pentru că nu are rost. Pe stânga aici îl avem pe băiatul, cum îi zice? Îl avem pe băiatul, pe cum îl cheamă? Pe Balde, da? În stânga îl avem pe Balde, care știe toată lumea ce jucător e dacă nu se accidentează. Deci o echipă puternic dezvoltată. La mijloc avem Gavi, Gündogan, care Gündogan nu mai are nevoie de nicio prezentare și poate să joace în orice echipă din lumea asta, la ce calitate are. Avem De Jong, care e un jucător foarte bun. Poate nu și-a atins full potential la Barcelona, dar cu siguranță e un jucător bun. Mai are chiar de crescut și e un jucător foarte bun. Sergio Roberto, care e, dacă nu mă înșel, primul capitan la Barcelona anul ăsta, dar sper să nu mă înșel, parcă așa știu. La mine am alt jucător cu mare potențial și să nu uităm că de la mijloc de aici au lipsit cred că doi dintre cele mai bune produse pe care le-a avut Barcelona în ultimii ani, și anume Gavi și Pedri. Adică, știi ce zic? Gavi și Pedri au respins. Pedri a intrat în repriza a doua și a dat direct pasă de golul Rafinha. Rafinha ăsta un jucător foarte bun, Leva, nu știu câți ani să mai prindă, dar e un world class striker și Leva asta. Adică există viitor. Și cum când apare toți, noi s-a mărit toți în chat, frățiorul. Salut, Goldene. Nu cred că scalică Real Madrid, chiar dacă țin cu ei, bă, o să fie un meci foarte greu acolo la City, cu siguranță. Deci duminică dimineața e concurs de bingo, dacă da la ce oră? Duminică dimineața la ora 10 avem concurs de bingo, băieți. Eu vreau pe Yamal la Real, că Barça o să-și bată joc de... Păi de ce să-și bată Barça joc de Yamal? De ce și-ar bate Barça joc de Yamal? De unul dintre diamantele pe care le au. Pe banca de rezervă, după cum ziceam, îl avem și pe Fermin ăsta, care e un jucător extraordinar de bun și cu mare potențial. Avem Ferran Torres, care la fel e un jucător cu potențial. Christensen, care a intrat, a dat gol. Pedri nu mai are nevoie de nicio explicație. Joao Felix de asemenea, însă la Joao Felix ăsta e împrumut, e un pic mai greu. Pe banca de rezervă avem Victor Roque, care... Dacă își atinge și el potențialul, poate să fie un locuitor pentru Leva și să fie atacantul de care Barça are nevoie să ducă acțiunile alea la capăt. Oriol Romeu, clar jucător de lot. Inigo Martinez, clar jucător de lot. Alonso, clar jucător de lot. Cel mai probabil Alonso, Martinez și Romeu o să părăsească Barcelona la finalul. Și știi ce mi-ar plăcea mie? Eu care sunt fan Real Madrid, aș vrea să-l văd pe Klopp. Sau aș vrea să văd un antrenor, un world class coach, world class manager la Barcelona și să vedem cum compune echipa asta din vară. Nu mai este jucători slabi în Champions League, Roche, dacă nu îi se dă timp degeaba, bro. Roche, ce timp să îi se dea? Ce timp să îi se dea? Ai auzit de acomodare la o echipă goldre, ai auzit de chestii de genul? Ce vrei, să vină Roche din campionatul Braziliei să-l bage titular meci de meci la Barcelona? Sau ce-ți dorești? E vorba de acomodare, frate, e vorba de niște pași pe care trebuie să-i parcurgi cu o echipă. Trebuie să înțelegi un pic conceptul Barcelonei, trebuie să înțelegi strategii și așa mai departe. E chiar așa cum credeți voi. Deci Barcelona are potențial. A dat 2 goluri în câteva meciuri, păi a dat 2 goluri în câteva meciuri și ce? Asta înseamnă că trebuie să joace titular 90 de minute, Lewandowski ăsta e fraier, nu? Cum ar fi, nu trebuie să mai joace Lewandowski. Da, deci Barcelona eu zic că e pe un, are potențial frumos Barcelona, chiar are potențial frumos. Semnul ăsta mării Team of the Season, semnul ăsta mării Team of the Season, semnul ăsta mării TOTS. În chat și ți apare data când apare tot, Daniel Ciobică. Direct de la turul Franței cu tricoul ăsta, bă, știți care e partea bună la tricoul ăsta? Partea bună la tricoul ăsta este că ține și de cald. E un pic cam cald afară, sincer, trebuie să dau un pic drumul la ușă, dar e ok. Barça peste așteptări, bă, au un fond de jucători tineri și buni. Salut un fan Barcelona, salut, I'm fan Barcelona, te pup, Record Breakers, te pup. O să fie interesantă situația, da, cu siguranță. Te pup, Florine, te pup, vă pup. Vă pup, băieți, bine ați venit. Deci am avut Barcelona, am avut și Atletico Madrid cu Dortmund. Atletico ăștia e greu să o dai cu ei acasă, chiar dacă posesia, bineînțeles, nu prea e Atletico cu posesia. Dortmund, ocazii de gol, vedem că sunt aproape pe acolo. Șutul de poartă 9-5. În schimb, o echipă cu experiență, jucători foarte buni, experimentați. Dacă te uiți numai la linia de fund, Viță la Spilicheta, Oblak, ăștia 3, Jimenez e un pic mai tânăr față de cei doi. În schimb, echipă experimentată, Molina câștigător de World Cup, Lorente, jucător foarte bun, Coche, care este talismanul și jucătorul lor preferat, De Paul, bodyguardul lui Messi, un jucător și el foarte bun, Lino ăsta care a și marcat aseară, un jucător bun, Griezmann și Morata de asemenea, doi jucători. Griezmann nu mai are nevoie de nicio prezentare, Morata omul potrivit la locul potrivit, adică sunt ok. Regis, dau acum cerere, pot să dai accept să meargă mai repede când îți dau pachetele? Dar l-am deschis când mut pe scenă, dacă mi-am amintești când mut pe scena de PlayStation, cu mare drag, frate. Salutare NEMți TV, Barça, dacă trece mai departe ajunge în Grand Final, ce zici? Bă, o să joace cu Atletico, vezi că dacă o să treacă Barça mai departe, o să joace cu Atletico și nu o să fie un meci, foarte ușor. Adică o să fie derby rău de tot cu Atletico, că Atletico ăștia e greu să o dai cu ei. De unde ai tricou? De pe picky.ro, frățiorul. AXG, ce zici, te omor? Păi ce să mai zic, mă, viața mea. E greu, mă, cu Atletico ăștia acasă. În schimb, la Dortmund cu siguranță o să joace și șansa lor Dortmundul. De la un Dinamovic la alt Dinamovic, cred că merge un B? Bă, sper să nu. Și valoarea lotului în momentul actual al lui Dinamo, adică îmi permit, având în vedere valoarea lotului, să spun că nu o să retrogradeze. Adică mi se pare că sunt peste. În schimb, Dinamo are meci acum așa. Au meci cu Craiova, au meci cu Poliaș, au meci cu Botoșani, adică echipele pe care trebuie să le bage sub ei. Dacă fac rezultate bune, fac. Dacă nu, nu. E greu, a avut 2 bărduri și toate ocaziile lui Atletico, a venit greșel. Da, mă, bă, de acord, bă, Dan Coste, de acord. Nu m-am uitat la meci. Am văzut puțin rezumatul, dar stai puțin că pressing-ul ăla nu-l face nimeni. Îl face Atletico, aș știu când să facă pressing-ul ca să-i pună pe ăștia de la Dortmund să greșească, înțelegi ce zic? Adică, clar, acasă sunt o echipă bună. O să se joace cu siguranță calificare la Dortmund. Cu siguranță o să se joace, pentru că au echipă bună și sunt ok Dortmundul anul ăsta, dar e greu cu băieții ăștia. E greu, le-au fost la alte echipe mai mari, Real Madrid, Barcelona, etc. Le-a fost greu cu ei. Greșelile forțate ca la tenis, NEMÇI TV, corect. Bă, nu știu dacă chiar neforțate, nu chiar. Adică eu consider că au știut aia cum să facă pressing-ul și unde să pună, știi, unde să împingă ca să greșească. Sunt chestii analizate, cu siguranță, știi și tu. În schimb, da, barele lui Dortmund, bine, Nic, bă, sunt ăștia portăreați așa, dar na, te uiți la pești nebun, te uiți la Witzel, 13.000 de ani, Aspilicheta, 13.000 de ani, l-a dat Chelsea. Nu sunt nici ăștia vreo foarte mare echipă. Dacă te uiți cu mare atenție, cel puțin golurile și ocazie mare să ne forțați, am zis, am văzut un pic așa din treacă, că mai dădeam amandă, vedeam golurile, când auzeam, mi-am pus pe flash-uri și când vedeam că e gol, mă duceam și mă uitam. Dacă nici Simeone nu vine cu tactici, dar Simeone e un antrenor foarte bun și e greu, sincer, e greu să-i întorci pe ăștia pe Atletico, dar să dea Dumnezeu, că mi-aș dori, nu mi-a plăcut niciodată echipa asta, ca și stil de joc. Cu toate că pe începutul campionatului începuseră să marcheze, să joace un pic mai spectaculos, dar acum și-a revenit la back to basics, cum s-ar zice. Sper să revină bine Juventus, să nu celești să îi favorizeze noul format. Bă, dacă n-ai valoare și dacă n-ai echipă, nu te favorizează nici Dumnezeu. Trebuie să ai echipă în primul rând, că nu te favorizează sistemul sau altceva. Dortmund cred că se califică, dacă au ieșit din grupa de foc, să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu. Ar fi frumos, ar fi mult mai frumos. De fapt, ar fi mai spectaculat să pot să zic o semifinală Dortmund-Barcelona decât... și ar fi mult mai ușor pentru Barça să se califice în finală, cred că. Chiar dacă îl super pe Dancos, decât dacă s-ar califica Madridul. Dortmund nu e top, nu e așa top ca Atletico Madrid, dar bă, n-au avut cele mai bune sezoane în ultimul timp Dortmundul, dar sperăm să redevină, pentru că este o echipă cu suporteri foarte mulți, suporteri frumoși, galerie frumoasă și ar fi frumos să fie... să revină, să fie acolo o bătălie în 3 la campionat, Bayern, Dortmund și Leverkusen în sezonul următor. Chiar ar fi Caterinca rău de tot. Bă, dar n-am pus pin mesaj, mă, ăsta? Fixează mesajul. Gata, mă, acum l-am pus. Nu puteți să pin mesajul. Bun, deci cam astea au fost meciurile de aseară. Fixereda a făcut 1-1 cu Mioveniu, Corvinu a făcut Slobozia, nice-o. Și în seara asta avem Milan-Roma, frumos, derby adevărat, Benfica, Marseille, Leverkusen cu West Ham, din păcate nu prea putem să le vedem. Salut, finala va fi Chelsea, mă, te pup, Comi Alexandru, te pup, nu te-am mai văzut de mult, te pup, Vrege, bine ai venit. Liverpool-Atalanta o să fie singurul meci disponibil pe care o să-l putem noi vedea, pentru că... Îl dă pe Pro Arena. Mereu a dat meciurile lui Liverpool, pentru că sunt probabil cea mai iubită echipă din țară. Adică din astea care joacă. Și cred că și din Premier League Liverpool e cea mai iubită echipă în țară. Hai, Roma, cred că se dă pe Pro Arena. Pe Pro Arena se dă Liverpool Atalanta. Observ că marți ambele meciuri s-au terminat egal și ieri ambele s-au terminat cu un gol diferență. Da. Și în Conference League avem Olympiacos Fenerbahce, care la fel se dă pe Pro Arena 19.45. Iar la 19.45 avem Olympiacos Fenerbahce și după de la 22 avem Liverpool cu Atalanta, Pilsen Fiorentina, Aston Villa Lille și Club Brugge PAOK. În meciul ăsta îi ținem pumnii lui Lucescu, avem și noi un antrenor, un român care ne reprezintă la nivel înalt și trebuie să-i ținem pumnii. Forța Fiorentina pentru a reuși să vadă la probleme cu meniscul. Mamă, și te operezi Comi sau ce s-a întâmplat? Leverkusen cu West Ham e fire, da, o să fie frumos. Aș fi preferat, bă, na, e tare, și Liverpool-Atalanta e tare, și Leverkusen, și Benfica-Marseille e tare, și Milan cu Roma, meciuri chiar mișto. Chiar mișto, joacă și Gloria Buzău cu Scherinberul în seara asta, e ok. Sunt șanse care le cresc, da, mă, da, sunt șanse. Păi așa e făcut tablou, frățiorul. Așa e făcut tablou, dacă Barça câștigă meciul, adică dacă Barça se califică, o să treacă mai departe în semifinală, Real dacă îi bate pe City, o să treacă pe, adică sunt pe tablouri diferite. Și o să joace semifinală Real cu Bayern sau Barça, cu Arsenal sau Bayern și Barça cu Atletico sau Dortmund, știi? Și poate să ajungă doar în finală, poate să întâlnească Realul, adică nu se mai trage la sorți. E direct. A fost la un control, am înțeles. Bă, să nu fie nevoie de tăietură, că dacă e nevoie de tăietură e cu recuperare și cu din astea. Să nu fie atât de grav. Ce tranziție de la meciuri de top la meciul Buzăului, bă, l-am văzut aici jos. L-am văzut aici jos și nu puteam să-l las. Când începe șef tot, semnezi că a mărit Team of the Season. Semnezi că a mărit toți în chat. Uite, scriu eu, semnezi că a mărit Team of the Season și ai acolo informațiile. Am dat mare repost la storie, mersi mult, frățiorul. Deci astea sunt meciurile pe care le avem atât. Intrăm un pic pe Twitterianu. Să vedem ce se mai anunță, dacă avem așa, tragem așa un ochișor. Vreau să văd și eu dacă ați dat și voi niște like-uri. 49 de oameni pe live, 34 de like-uri. Hai să facem și noi 50 de like-uri, băieți. Băgați acolo 50 de lichele. Ai un ready king cu cel mai mare pe copănii pe astăzi? Da. Pe mâine oare ce se bagă? Nu știu, ne uităm acum și vedem exact. Lucian Mocanu, te pup, Rege, te pup. Hei, Fabrizio Romano zice, fut șeriful, bam. Pau cu Barsi, un fundaș de mare angajament. Rodrigo Muniz, am văzut și eu informația asta. Rodrigo Muniz a câștigat Premier League Player of the Month ăsta. Noroc, Popică, te pup, Madness, vă pup, băieți, vă pup. Hai, nici eu nu sunt departe cu ligamentele. Păi ce păți, mă, Tudore? Mă duc la masă și când vin îți dau să deschizi? Bine, Alexe, bine, poftă mare, tată, poftă mare. Cred că o să fie ceva best of, aș păstra niște pachete? Da, probabil da. Probabil da. Deci Rodrigo Muniz, jucătorul, atacantul Fulham, care intră în formă foarte bună în ultima perioadă, chiar a jucat bine. Chiar a fost octombrie, a fost luna lui, dacă pe octombrie. Pe octombrie să... Ce octombrie, mă? În octombrie nu era rău, e întors la genunchi? Mamă, în sănătoșire grabnică, Tudor. Bă, dar te-am mai întrebat o dată, nu ești Tudor Oltean de la Ceaflău, nu ești alt Tudor Oltean. What triple star should he get? Ronaldo o să fie frățiorul Team of the Season. Frumos trădată. Ce vrei, mă? Vrei să te superi, mă, pe cardul ăsta? N-ai cum să te superi. Un card puternic dezvoltat, băieți. Un card puternic dezvoltat. Stați așa un pic, 2 secunde. Arată Stexi, ce fațete poate avea regele, are ochi, are, păi are aia puși toți. We will be there, Sami Eto 96, ce cuietul ăsta? Ce cuietul ăsta pus cu 32 de minute? Mi explică și mie cineva, poate ia Mățan? Hai că ia, mi-e greu să cred. Ar fi frumos, bă, mi-aș dori să fie cât mai mulți români în team of the season ăsta, îți dai seama. I can team of the season, bro, dar nu cred că o să fie, mă, I can team of the season. Momentan nu e de operat, dar am fost la fotbal și mi-a zis doctorul că ce să caut la fotbal? Păi dacă ai probleme trebuie să lucrezi un pic, că trebuie să faci un pic de fizioterapie, kinetoterapie, ceva, ca să-ți întărești acolo musculatura, frățiorul. Așa, bam, 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 DBL s-a bucurat la golul băieților, am înțeles. One more feeling, s-a băgat primul 2-30 ăsta, dar nu ne interesează că sunt jucători slăboți, nu faci talent. Da, își doresc băieții, dar nu cred că o să fie. Din ce am văzut eu în informații, nu știu dacă o să fie team of the season Icons. Așa, Premier League am văzut că se schimbă, o să fie o tehnologie semi-automată de offside în Premier League, bineînțeles. Regii, de unde să se înceapă cu tehnologia, dacă nu din Premier League, și o să fie mult mai bam, bam, bam. S-a băgat bam, bam, cum apare acolo imediat, în secunda 2, ți arată, a fost, n-a fost, sănătate, știi ce zic? Ca la UCL, da, ceva de genul. Ceva de genul, dar la UCL gen e doar, îți arată doar poza, acum o să fie... Adică o să aud arbitrii cu ajutorul tehnologiei astea, o să vadă pe un ceas sau o să vadă undeva, bă, e offside sau nu e offside, înțelegi? Nu e cap, în Champions League, da, în Champions League ai, dar în Champions League ai doar grafica aia după. Hagi, ai când toți, Coma român ar fi mișto să fie, bă, Coma, Nolaru, sunt mulți jucători cu sezoane bune. Vedem ce o să fie, dacă o să fie la community, la vot acolo, dacă o să fie ceva român, cu siguranță o să fie ceva, la rest of the world, vedem, o să fie destul de interesant. Nici nu vreau să mă uit. Monterrey Official, am văzut și eu, bă, m-am uitat un pic pe echipa lui Inter Miami, au jucat cu Monterrey, ăștia au bătut Monterrey 5-2. Ce să zic, echipă bună Inter Miami, dar se pare că nu prea livrează. Visez la Târnu, ar fi prea top, ar fi senzațional de frumos. Senzațional de frumos ar fi. Speedguard fost un Official NBA Instagram-ului de Warriors vs Lakers. Mamă, și-a luat gea, uitați-vă un pic îmbrăcăminte, mă, ce aia, mă, geacă cu... Din asta retro, așa, cu United-ul. Stancones rău de tot. Foden a câștigat player of the match, așa. Arturo Vidal în FC24, frumos. Rodrigo a făcut stiui, regele, mă, regele. Gol frumos de la băiatul, nu prea avem așa. Hai să intrăm un pic pe șeriful. Intrăm un pic pe șeriful, două secundele. Degeaba au comandat și alții, dacă nu și tu. Lasă-mă, eu am în sufletele voastre. Deci Muniz ăsta, player of the month, am înțeles. Muniz player of the month. Cole Palmer, nu prea avem prea multe informații. Asta da, dar ne-am uitat și ieri. Pe asta o să avem Team of the Season, o să avem 4 card designer, 4 variante de carduri la Team of the Season. O să fie Team of the Season, Team of the Season Plus, Team of the Season din Progresivo sau Moments și Team of the Season Live. Adică Team of the Season ăsta live ar trebui să fie foc rău de tot. Foc rău de tot. Acum o să vedem cu cât ne apropiem de Team of the Season și de data de 26. Ușor o să știm cât mai multe informații. O să vină Team of the Season warm-up-ul și multe. Cred că o să fie o promoție super mișto. Am văzut și eu poza asta. Tac. Na, W pe chat, băieți. W pe chat pentru Kobbie Mainoo. Să dea Dumnezeu să fie sănătoși și să ajungă unul dintre cei mai buni jucători. Poate Kobbie Mainoo ăsta să repună United-ul pe harta fotbalului. Imediat punem FC24 în Copars. Ce zici, Cristiane? În ce-l punem? Salut, când dai drumul la bingo? Bă, nu știu dacă jucăm. Dăm un meci, hai că dăm un meci repede. După ce trecem pe Twitter, dăm un meci, 2 de bingo și după care intrăm în EAFC, că avem treabă rău de tot. Și că pleacă la Real? Am văzut și eu ceva că l-ar dori Realul, dar mi-e greu să cred. A, Sicriu varianta de... A, am înțeles. Mai e. Nu se știe niciodată cine rezervă. Bun. Frumos. N-au pus să strâng pachete și eu să strâng pachete începând de astăzi. Pachetele alea mai bune le ținem pentru timpul de țină. Bun. Hai să dăm repede pe jor un fotbal bingo, băieți. Repede pe jor așa, bă, nu uitați, bineînțeles, având în vedere că suntem în momentul ăsta, nu uitați de reducerile pe care le găsiți în descriere, băieți. Aveți 10% reducere cu codul NEMÇI10 pe flashcard și pe Piki, adică e același cod și pe Piki și pe flashcard, NEMÇI10, 10% reducere. Reduceri pentru ENEBA, de asemenea, dacă intrați de pe linkurile astea de aici din descriere, 5% reducere pe QwertyKey folosind codul NEMÇI TV, adică sunt variante. Când sunt chestii cu toți, începând de săptămâna viitoare, Claudele. O să fie chestiile cu toți. Bun. Hai să dăm repede pe jor un fotbal bingo. 1-2 așa de încălzire. După care intrăm în EAFC. Vreau să vă spun că primul joc de bingo o să-l dăm la 50 de like-uri. Adică când facem 50 de like-uri a plecat direct go pe bingo. Băgați acolo lichelele. Când s-au făcut 50, am dat direct drumul la treabă. În momentul ăsta avem 40, suntem 50 ceva de oameni pe live. Le facem, știți cum le facem? Easy road de tot. Easy road de tot. Stai și să dau, că mi se pare că așa. Mi se pare că era un pic așa. Duminică, să nu uit, și v-am mai spus, dar vă mai reamintesc. Duminică la ora 10, bine, la 10 o să dăm drumul la live, concursul o să înceapă undeva pe la 11, bănuiesc. O să avem concurs de fotbal bingo cu premii. Deci o să fie caterincă rodător, deci vă aștept duminică dimineața pe Lăivan să facem o caterincă frumos. Nemții la QwertyKey, scrie QwertyKey. A, e greșit acolo? Stai așa că mă uit acum. Gata, tat. Gata, tat. Gata, s-a rezolvat. Ce bine că sunt simulăriți să stăm mai puține ore la liceu. Nice. Câți oameni suntem? 16, mamă. Păi vreți bingo, dar nu prea mai e așa, știi? Adică nu prea mai e hype. Deschizi ai că nu? Da. Intrăm în aproximativ un sfert de oră, intrăm în EAFC și dăm drumul și pachetele. Ne băgăm și dăm drumul și la challenge. Jucăm astăzi, după cum vedeți în titlu, o să jucăm la cupa extravaganța Golazo aia și la fiecare înfrângere o să dăm un membru pe chat, ca să fie treaba, să facem un pic de hype, să-mi țineți degetele încrucișate, ca așa sunteți voi, români adevărați. Poate bași un NEMÇI 60 pe orice site? Bă, reduce din astea numai de 60% vezi numai pe ăla de proteine, nu mai știu cum se cheamă, mai văd pe la băieții ăștia, reduceri 60-70%, te ia cu rău. Dar e o chestie de marketing și asta. Te pup, Element, te pup, bine ai venit. Bine ai venit, frățiorul. Hai, vă mai las 50 de like-uri, vă mai las 10 secunde, băieți, și dăm drumul la primul meci de bingo de astăzi. 10 secundele vă mai acord. În această... Bă, da, mi-e cald rău de tot așa, să dau și eu drum. Dau și eu drum un pic la... Dau și eu un pic drumul la ucea asta pe GG, ești nebun. Primul și ultimul, nu, jucăm. Jucăm 1-2, așa, facem câteva. Gata, mă, sunteți bine toți? Ce părere ai de cot în gură, bă? Oh, ce să zic eu, ce părere să am? Așa, sunt nervi la fotbal, tat. Dacă bagă exchange player pick-uri, toți cere 7-9 meu striker. Eu joc cu 8 și mă uit la tine, spor la joacă, frate. Spor la joacă. Sunt ready? Haide, mă, mai intră cineva, 5-6. Hai, dăm ăsta primul și după care mai cred că vreo două așa o să jucăm. Hai să vedem. Vreau să fac două bingo-uri back to back. Ca să nu v-am mai auda, două bingo-uri și am plecat. Am plecat ca să fie treaba așa de așa, bă, în seara. Otavio portughez, Porto. Teammate așa, manage by Shapley, aici în Dutch Division, Ajax, nu, World Cup, FC Barcelona, n-avem, Euro Winners, nu, manage, Ben White, Arsenal, englez, Arsenal nu avem, manage by așa, teammate, englez, Claudio Pizarro, ăsta e atacantul la, nu mai știu ce naționalitate era, ci nici nu mai știu unde a jucat, a, Pizarro a jucat la Bayern, mă, la Bayern, 100% Claudio Pizarro atacant. Ivan Helguera, ăsta ar trebui să fie spaniol, dacă nu mă înșel, dar mai las, că o să mai fie spaniol, sincer, deci nu ne ducem. Robin Gosson, spuntași, mijlocaș stânga, LWB, așa, Dutch Division, așa, Uruguay, Sevilla, Nether, nu cred că are ce să fie. Hai, Neamț, mă, Gosson, mamă, dar ce noob sunt, era Neamț, mă, am văzut după. Sami Eto'o, teammate with Messi, Angel Di Maria, a câștigat top division, nu știu dacă a câștigat. Ștefan, te pup, băieți. Jared Bowen, n-are ce să fie Bowen, dar mai vedem așa vizual ce mai e pe aici. Felipe Melo. Bă, Felipe Melo ăsta, sincer, nu mai știu ce să zic de el. Cristian Romero, argentinian, Tottenham. Ce să pun? Că n-am ce să pun, nici dacă vreau nu știu la ce să pun. Sofian Amrabat. Sevilla, sau de unde l-a luat pe Samrabat ăsta, mă? Dimitar Berbatov. Olandez, bulgar, n-a jucat. Câștigător de Italia. Kylian Mbappé. World Cup top scorer. A fost Mbappé goalgetter, nu? A fost, mă, n-are cum să nu fie. Miroslav Klose, Neamț. Calvin Phillips. Bam, bam, bam. Daci, Ajax, Italian, așa n-are ce să fie. Alexandru. Alexandru ăsta s-a câștigat cu Juve campionatul. A câștigat, mă, când era Ronaldo și băieții, nu? Sper. Sau nu? Sper. Tomas Rosicki. Arsenal, Ancelotti, nu, Europe, da și bamă. Deci ne trebuie în Olanda jucători și care a jucat și la Ajax. Barnes, du-te, tată, tare. Ai merit la Port. Nu știu de unde l-a luat City-ul. Da, e spaniol, e ok. Alexander Kolarov. Menici bai Ancelotti, olandez, euro, nu. Leandro Paredes. Paredes, Paredes. Uruguay, Villarreal, Sevilla, nu. Juninho Pernambucano. Olandez, brazilian ăsta, nu știu ce să-i pun. Marcos Edvard, cine? Zlatan Ibrahimovic. A jucat și la Ajax, a jucat și în Dutch Division. La Barça mai lăsăm. Hai să punem în hai să punem Ajax. Xavi Simons, bravo, mă, bravo, că s-a jucat la PSV, bravo. Bine, bine gândită. Arda Turan. Bine Barcelona. Gonzalo Guedes. Valencia mai mult. Nu știu dacă Sevilla sau ăștia au fi jucat. Gonzalo Guedes, Euro Uruguay. Nahuel Molina. Molina, Molina, Sevilla, mă, Molina, Molina Sevilla, cred. Mamă, nu e Atletico, mă, Molina, mă, e Atletico, bă. Am gafat-o, Keylor Navas. Cred că l-a avut pe ăsta Ancelotti la Real, sper. Gary Cahill, fundaș central. Ilkay Gündogan, n-are ce să fie. Diego Milito, argentinian, n-are ce să fie. Memphis Depay, olandez. Mateus Nunes, ce ăsta e portughez, nu era în lot când a câștigat. Alfonso Davies, nu. Jorginho, câștigător de Euro cu Italia. Salut Carasule, te pup. Bubacar Camara, nu. Zinchenko, nu. Pau Torres, Villarreal și ne trebuie un uruguaian. Kevin Trapp, nu. Nelson Sebine, dar am greșit aici cu Molino la Sevilla, deci e GG, dar suntem acolo. Claude Makelele, Ever Banega, argentinian. Iago Aspa, spaniol. Benner, danez. Musiala, neamț. Araujo. Am greșit-o pe asta cu Molina, mă, că era în rege. Era în rege, da. Am greșit asta cu Molina, dar mi-am dat seama atunci pe momente, ești nebun. Adică în secunda 2 mi-am dat seama că am greșit. Nu știu de ce, nu știam exact unde a jucat și după aia, după ce am dat, mi-am dat seama că e la Atletico, ești nebun direct. Ai avut easy bingo? Da, greșeala mea. Te pup, George, te pup, rege, te pup. Bate Milan diseară, bă, e un meci greu. Că Real, ăștia, Roma, de când s-a dus acolo, bă, de Rossi, sunt ok. Dar eu zic că e ok, pentru primul rapid ce... Mamă, cine era PCFR Suceava? Cine era PCFR Suceava, mă? L-am pus pe Ibra că a jucat, cu Ibra și mi-a depunctat. Păi cum a jucat Ibra cu Ibra, bro? E două persoane sau ce e? Ce mesaj joacă? Dă înapoi pe live. A, tu ești, mă, bă, să mor dacă nu la tine m-am gândit. La tine m-am gândit, Sprijane, să mor dacă nu la tine m-am gândit, că l-am văzut la PCFR Suceava. Dar am zis că n-ai mai intrat de mult, te-am mai văzut de mult pe la noi, dar la altcineva nu m-am gândit. Deci, în capul meu ești reprezentativ pentru Rapid SFR Suceava, ești nebun. Salut, Achersane, salut. Roman a făcut nimic în deplasări cu echipe mari, vedem, frate, vedem. Nemții Brawl Stars e mai bun decât VC24? Păi joacă Brawl Stars, frățiorul meu, ce să fac eu? Inadu, Bic, mama, a revenit Bicus, au venit Inadu, Liviu și el. Ai, mă, ce să faci? Gavinio 10 a făcut și el bingo. Băiatul ăsta cu Dinamo, susținătorul numărul 1, mare și că loc 8, mine îmi place, cât ză gol de și el acolo. Savo, Alex Biro, X3 din țeacă, Clan 28, bine. Hai, mai dăm unul după care intrăm în jocul superior, băieți, avem o grămadă de treabă astăzi, avem pachetele, avem cupă, avem challenge și vă dau câte un membru la, dacă când pierd meciul pe chat. Deci mai dăm ultimul bingo, nu vă mai aud. Mamă, s-a băgat brazilierul ăsta, Doamne ferește, Maica Domnului. Global. Ultimul, tată, ultimul. Nu, tată, ultimul din asta global. Ne facem treaba și după dacă mai avem timp mai jucăm. Dacă e la final de live, dar vreau să facem și noi 60 de like-uri. La 60 de like-uri a plecat direct startul. Băgați acolo câte un like, toată lumea și bineînțeles un like și un subscribe. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să apăsați și pe butonul și de subscribe, m-ar ajuta foarte mult. Suntem în goana după 20.000 de abonați. Mai trebuie 740 de abonați și suntem, bă, nu, calm. 340 de abonați ne mai trebuie, asta vreau să zic. Am făcut eu calculul cu 7, cu din astea, 7, așa. 340 de abonați, băieți, și suntem 20.000. Hai cu 60 de like acolo, pa, cred că putem să facem și mai multe, dar e ok. Mergem ușor, din aproape în aproape. Vezi că la Golaț se joacă cu Golden Goal? Nu pot să cred că se joacă. Adevărat se joacă cu Golden Goal? Adică se joacă cu Golden Goal, te referi că se joacă comunitatea sau e, nu cred că e stabilit, nu? Desai de 93 sau Akash de 91, Desai de 93 evoluat. Comunitatea. Forță pe matematică, s-a greșit un pic la calcul. S-a greșit un pic la calcul, dar suntem ok. Ai obiective multe, nu se face, las că le analizăm acolo extendule și vedem exact ce și cum. Păi așa ar trebui să joace la fiecare obiectiv, mă, cu Golden Goal, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Eu am ieșit pe ultimul loc aproape, las că te bagi a doua oară, tată. Trebuie să dai goluri fitness cu capul și toate. Drogba 94, o să schide 92, acolo 80 ori 30. Bravo, tată, bravo, bravo. Bravo, tată. Și ai și meciuri? Păi nu e cu meciuri limitate, nu. Am văzut că e unlimited, că m-am uitat înainte de live. Nu părea să fie cu meciuri limitate. Nu e limitat, nu cred că e limitat, nu. Că am verificat și eu, da. Ai și meciuri nelimitate. Și aici de like-uri, mai e cineva? Hai, vă mai dau o dată link-ul. Ultimul bingo de astăzi. Deci ultima șansă să vă băgați la bingo. Bine, ultimul bingo de astăzi înainte de EAFC. După mai vedem, ne mai băgăm la treabă. Te pup, Andrei, te pup, te pup, te pup. Gloria Buzocu și Elimbăr cine bate? Bă, nu știu. Probabil un 1x acolo, Dumnezeu știe. Ar trebui, pentru că și Elimbărul nu mai are nicio motivație, dar nu se știe. Salut, Romane, salut, salut, te pup. Scuze de întârziere, nu e nicio problemă, frate. Bă, dar ai jucat tu la mine, ai jucat și la mine pe cont la cupă Bixerdre, nu? Că am câteva obiective de alea făcute. Alea cu capul sunt beleaua, să vezi ce centrări mă joc cu X-Redu. Să vezi ce centrări mă joc cu X-Redu, super rău de tot. Și Elimbăr a primit dreptul de promovare? N-a primit, n-are cum să-l primească în timpul campionatului, dreptul de promovare. Am intrat să fac bingo, gata, 29, hai, mai intră cineva, băieți? Ultimul bingo de astăzi, tată. Ultimul bingo de astăzi se deschide în 5, adică se dă start în 5, 4, 3, 2, stai și să mai dau o dată link-ul, poate nu-l vedeți. 5, 4, 3, 2, 1, start. 30 de oameni, tata, asta îmi place să văd. 60 de oameni pe live, 61 de like-uri, mergem ușor, ușor pe Sutica de like-uri, tată, bine, să avem pachetele, challenge, tot ce trebuie. Mă, dar vreau să fac bingo, că l-a fost aproape, dar și la asta. Acum trebuie bingo neapărat. Oscar Cardozo, Benfica, a fost golgheter, de la Paraguayan era ăsta, parcă dacă nu mă înșel, mamă, Turkish Division, mă ia cu rău. Marcos Acuña, argentinian, Copa America winner, un argentinian, că la Copa America acolo aș vrea să pun un Messi sau ceva. Jordan Henderson. West Ham așa, Spanish, Turkish așa, Copa America, Maldini n-are ce să fie Jordan Henderson. Mergea și Sevilla la Acuña, da, ai dreptate. Bentancur, n-are ce să fie, Juventus nu e, Tottenham nu e, Uruguay nu e, n-are ce să fie, Nicolo Barella. Bă, da, mamă, golgheter în Italia, Inter n-avem, e cam așa. Ibrahima Sangare. Pasta de Fildeș, Dayo Upamecano, francez, Sami Khedira, Neamț, Edmund Tapsoba ăsta joacă la Leverkusen, e naționalitate din Africa, deci nu are ce să fie. Chicharito ăsta a jucat la Sevilla, mă, parcă, mamă, în Turcia, nu mai știu dacă a jucat la Sevilla Chicharito. Stephen El Sharawi, la West Ham a jucat, bravo. Peter Crouch. Peter Crouch, bro. Unde o fi jucat? Bă, Peter Crouch stai amintesc, dar nu știu cine a jucat. Să mor. A, cu Benitez la Liverpool, bă, Liverpool, bravo, George. Jordi Alba, stați și un pic, Jordi Alba câștigător. West Ham McKinney, ăsta cu Benitez, da, aveți dreptate. Bă, dar vă băgați-vă la joc, nu mai scrieți în chat. West Ham McKinney, n-are ce să fie. Sevilla, Porto, așa, Turkish Otavio. Porto, Granit Xhaka. Xhaka ăsta... West Ham, olandez, așa, bam, n-are ce să fie. Da, mă, da, la cu Benitez, o să fie greu să mai am ceva la Benitez. Silvan Viltord. Salut, Obi, salut. Viltord ăsta era... Mă lanserea și am pe monitorul secundar, te pup, rege, te pup. Arturito Vidal. A jucat pe la Galata, pe la astea Vidal. Galata, Beşiktaş și astea. Simão Sabrosa. Portughez. Timet Maldini, Benitez, Paulo Dybala. Parcă nu era în lot, mă, Dybala la Copa America, nu? Dacă nu mă înșel. Parcă știu că voi m-ați învățat. Golgheter nu cred că a fost. Miralem Pjanic. Pjanic s-a jucat în Turcia, mă, nu? Da, e la Galata acum, sau unde? Alessandro Del Piero, teammate with Maldini sau golgheter. Hai să punem teammate cu Maldini. Joao Moutinho. Joao Moutinho n-are ce să... Joao Moutinho Monaco. Parcă Monaco Joao Moutinho, dar nu, mai lăsăm un pic. Gonzalo Higuain, Monaco era, da, Gonzalo. Bă, voi aveți delay, mă, pe chat, nu pot să vă, le văd târziu mesajele, degeaba scrieți. Că voi aveți delay pe chat, băieți. Pedro Neto. Ăsta e la Wolves acum, portughez, n-are ce să fie. Aveți delay pe chat, mă, voi credeți că scrie și nu vă bag în seamă. Wijnaldum, olandez, pune Malcolm. N-are ce să fie. Jadon Sancho, Sevilla, Italian, Benitez, nu. Marcelo Brozovic, nu. Italian, mamă, trebuie golgheter, mă. Franck Ribéry. Unde a jucat ăsta în Franța, mă, Ribéry ăsta? Dumnezeu știe, ești nebun. Ismaila Benacer, nu. Fernando Torres, Benitez, Rafinha. Salut, Iani, salut Luca, salut, vă pup. Vă pup. Rafinha n-are ce să fie. Oliver, mamă, Oliver Kahn, regele, Neamț, Bayern München. Marco Reus. Marco Reus n-are ce să fie. Calvin Phillips, trăiască familia lui. M-a fost frică de portughez să-i bag la Porto. Szczęsny, nu. Andrea Pirlo n-a fost golgheter, n-a luat nici Copa America. Angelinho, nu. N'Golo Kanté. Mauro Icardi a fost golgheter la Inter în anul lui ăla bun, sper. Ivan Perisic, nu. Yuri Tielemans. Unde e Tielemans? E la Aston Villa asta, sau la West Ham a fost? Gianluigi Buffon. Wesley Fofana. L-a luat de la Monaco pe Fofana ăsta? Încercăm. Copa America, Cop Miners ăsta n-are ce să fie. Daniel Malen, nu. Leroy Sané, nu. Oscar, nu cred că a luat Copa America cu Brazilia, Oscar, dar mai avem 11 jucători, deci îl păcălim. Bellingham, nu. Mason Mount, nu. Akanji, nu. Frenkie de Jong, nu. Toni Kroos, nu. Tachinardi, Dumnezeu știe cine-i. E GG ăsta, da. Sevilla, Seco, Fofana, Camavinga, Schweinsteiger. Ăsta a fost GG, bă. Te pop, Nicule, te pop. Mamă, Inadu Bicus. Bă, dar ce au viruși băieții ăștia sau știu astea pe de rost, ești nebun. Oscar n-a câștigat, Fofana, da, astea care l-am pus pe final. Da. Hai că unul repede. Pas, că nu pot să mă retrag așa. Nu pot să mă retrag așa pe shift. Philips la, da, Philips la West Ham, bravo. Aveți dreptate, băieți, aveți dreptate. Mi-am pierdut un pic concentrarea la final. Hai repede, încă unul, repede, dar repejor aceea cât numărăm până la 10-20 să dăm. 75 oameni pe la 66 de like-uri, la 75 de like-uri, cât facem câte like-uri, câți oameni atâtea like-uri, dăm drumul la ultimul meci, băieți. Hai, 75 de like-uri să facem, tată. Băgați acolo linkele. Care ați uitat, care n-ați dat, care una, care alta. A dat Ronaldo Jones? Bine. Mamă, s-a băgat unul și cu Steaua și cu Dinamo, s-a băgat cu de toate, ești nebun. Când apare Team of the Season, semnul exclamării TOTS în chat. Mamă, e și Gigi Becali cu noi, asta a dictat. Am băgat un... Mamă, baci și tu de alea, mă, Gav. Am intrat băieții nervoși. Team of the Season, asta zic. Spam-o cu Team of the Season în chat. Asta a dictat. Spam-o cu Team of the Season, la puternic rău de tot. Bag un xan. Haide, tată, încă 3, hai, 70 de like-uri, încă 3 like-uri, sunt prea OP. Încă 3 like-uri și a plecat bingo, băiți. Hai, să facem 70, nu mai stăm până la 75, că n-are rost. Și eu strângeam ca o furnică pachetele de până acum, e ok, dacă le ții pe alea bune, e ok. Te salut, Florin Necula, te pup. Vă salut și eu cu respect, băieți. 69 de like-uri? S-au dat. Hai, vă mai dau o dată link-ul, vă mai las 10 secunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamă, stai. Mamă, cine a intrat cu numărul 39 e norocos rău de tot. Norocos rău de tot cine a intrat cu numărul 39. S-a făcut și 70. Vă mulțumesc frumos, băieți. Vă mulțumesc frumos. Pă, mac-mac. La zic, s-a făcut și mac-mac. Mi-a zis mama să mă duc până la baiere pe jor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai scumpit, cel mai fin, și mi-a spus deschide ochii, nu te ustură deloc. Și atunci eu i-am închis. Nu mă ustură, v-am zis. Hakimi. Hakimi, manager NLK, Belgia. Hakimi ăsta, ai, așa. Portugalia top, așa, Liverpool Copa America, nu prea văd. Guti. 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 Pot să cred. Cesc Fabregas. Liverpool, Arsenal, mă, Arsenal. Arsenal, băi. Rafa Marquez. Barça, management Guardiola, Rafa, cred că a fost Rafa, mă. Dar punem Barça mai bine. Jesucito Navas. Jesucito Navas. O fi luat campionatul cu City Navas ăsta, nu știu ce să zic. Play din USA, Copa America. Douglas Luiz. Ăsta e brazilianul la mijlocaș defensiv de la Aston Villa, nu? Cred că el e. Ăsta e ăla care e cu, nu, ăsta e combinat cu Alisha Lehmann? Parcă el, nu? Paul Scholes. Trebuie să fii, a câștigat campionatul Paul Scholes 100%. Zinchenko. A fost la City și acum e la Arsenal, Zinchenko ăsta, nu? Benich by Guardiola. Sadio Mane, Liverpool. Luis Openda, care e belgian sau olandez, că iar, mamă, e olandez Openda asta și am pus belgian sau invers, nu mai știu. În fine, nu mai punem niciuna nici alta, știi ce zic? Mamă, teammate Anelka, Demiral. Demiral, n-are ce să fie. Virgil van Dijk. Asta chiar că e olandez. Italia și Copa America winner, nu. Stevie G. Nelca Chelsea, Stevie G, n-are ce să fie. Mattia Zaccani. Italia n-a câștigat nimic, Ajax așa n-a câștigat. Antonio Silva, portughez. Marquinhos. Copa America cu Brazilia, nu că ăștia au câștigat așa, n-are ce să fie. Wissam Ben Yedder, francez. Anthony Martial. De la Monaco l-au luat ăștia. Lion Anelka, n-are ce să fie. Thomas Partey, e ganez ăsta 100%. Rafa Van der Vaart. Van der Vaart cu Anelka, nu. Ajax, Van der Vaart ăsta, pe la începuturile lui, Doamne ajută, Doamne ajută, dar nu merg, nu știu la asta. Kevin Trapp. Trapp, n-are ce să fie. Anelka, Argentina, n-are ce să fie. Ashley Cole, Chelsea cu Anelka, 100%. Moussa Diaby. Lion, Argentina, Belgia, USA, mamă, ne trebuie unul care a jucat în MLS, câștigător Copa America, ai. Kevin De Bruyne, KDB, belgian. Gabri Veiga ăsta, nu știu ce, cred că e spaniol. Arjen Robben, olandez, a jucat în MLS Arjen Robben ăsta? Sau în Italia, Copa America, Robben, olandez, nu cred, nu știu. Mauro Icardi, argentinian. Tim Cahill a jucat în USA, n-are cum să nu joace. Tim Cahill trebuie să joace. Keylor Navas, nu. Leon Bailey, nu. Andres Iniesta, nu. Michael ăsta nu l-am prins. Fernandinho. Fi luat Brazilia cu Fernandinho ăsta, mă. Mai las un pic. Nabil Fekir. Olympic Lyon. Alaba. N-a luat campionatul în Italia. Mucuco, nu. Rodrigo de Paul, Copa America, bă, cu Argentina. Sper să fi fost în loc, că mai au nervi. Și Teo Hernandez cu Milan, încerc și eu scuze. Cer și eu scuze la bingo ăsta, la egalitate cu Liviu. Stați cu minții în banca voastră, că e greu cu mine. E greu cu mine, trei turne la rând de la ultima. E greu cu mine, băieți, e greu cu mine, gata, am încheiat bine. Marian Bicus, Liviu, stai așa să termine, băieți. N-am avut jucători de la PSV. Dar tu care ești, mă, Ionuțe? Stați ok cu minte. Da, mă, da, am încheiat cu bine, băi. 3 din 3, bravo, Bicuse. Bă, dar le știi pe de rost sau ești așa bine pe fotbal? Adică ai informații bune. Cred că, da, de fapt tu mi-ai zis de jocul ăsta, mă, cred că știi, cred că tu l-ai inventat, e jocul tău sau... Păi ți-a dat bingor pe Șara Mariusică. Bravo, mă, Mariane, te pup, rege, te pup. Doar ai greșit-o, Bicus. Păi care ești, mă, câștigătorul sau care ești? Nemții ultimul. Bătea mingea în burtă la mama. Asta zic. Asta zic, asta zic. Bravo, băieți, GG. GG tuturor, Maricică locul 10, frumos, frumos ca Juventus în campion în clasament. În pine, în pine, Mihai Marian, așa, Dinamo, Neții ultimul, X-Redinu e și el pe acolo, Chislă, FCSB, frumos. 45 ai făcut? A, da, să mulți mă cu 45. Să mulți cu 45, Sabu, Gate 7, uite și pe Nicu. Bogdan, așa, bam, 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 X-Red, Ronaldo, frumos, a intrat și Milică. Adi 94, toți băieți, toți băieți, toți băieți. Liviu, Liviu Biches și Marian. Aplauze pentru Liviu Bicu și Marian pe chat, băieți. Liviu Bicu și Marian, aplauze pe chat, vă rog, din partea comunității. Se dă un pic pe scena de full web, bam, 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 bam. Se închide asta frumos, mi-am dat like singur, mi-am dat, bineînțeles că mi-am dat. Frumos. Se pune asta în partea cealaltă, aplauze, așa, așa, așa. Aplauze pe chat, băieți, aplauze pe chat. Se dă drumul la PlayStation. Asta zic. Că ai zis, mă, Maricică, confuzi Juventus cu United, Juve pe oricum de UCL. Ai dreptate, frumoasă, frumoasă. Bă, asta îmi place, mă, asta îmi place. Asta îmi place, umorul de calitate. Umorul de calitate îl apreciez. Îl apreciez cu drag. Așa, se pune pe stânga. Se pune pe stânga. Bam, bam, bam. Așa, ăsta se dă mai pe dreapta. Bam, 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 ăsta se mărește puțin. Da, da, da. Xabi Alonso sau Beckham? Xabi Alonso, regele. Joacă Benfica asta? Știu, știu, știu. Știu, tata, că joacă Benfica. Bun, s-a dat pe PlayStation, mă? Nu s-a dat. S-a dat acum, nu? S-a dat acum, tată. S-a dat acum, tată, pe scena de PlayStation, băieții mei. Am făcut, m-am băgat la... Hai să vă arăt la ce m-am băgat la creație, da? Începem să dăm drumul la pachetele, ne băgăm la creație ușor, ușor și ne băgăm în ele. Și ce zic? Salutare, o zi bună ca fan Chelsea azi. Mi-a dat roba la Rival și cei din Toti. Bravo, Eveline. Bravo, rege, te pup. Felicitări, mă bucur pentru tine. Deci avem în felul următor, băieți, la mine. Avem, sunt aia de acolo. Dar care ești viața mea? Friend request? Ești aici sau? Cred că în partea asta mi-ai dat cerere, nu? Stai așa un pic. Mama, vine. Bă, dar unde-i, mă? La friends? Game așa. A, aici cred că nu. Care ești viața mea? Dacă tot ai intrat și eu cu ai că nu, care ești viața mea? A, Danilovici, gata, l-am găsit. Te-am găsit, puiule. Te-am găsit, tată. Așa, e gata cu bingo, gata pe astăzi că avem treabă pe ce, bă, Mariane. Avem treabă multă rău de tot. Stai și să-mi dau, să-mi conectez și eu la nu. Dacă nu vă supărați pe mine, ca să fie treabă. Mamă, trebuie să mă duc să... Stați și un pic, băieți. Stați și un pic, băieți. Eu stau acolo pe șer, aștept. Stați un pic, a ieșit cablul. A picat live-ul? A picat live-ul, băi? Sau n-a picat? Ai făcut Cosmin? Ceahlău? Ce vreți să mă de la mine? Gata mă, suntem bine. Suntem bine, băieți. Suntem bine, băieți. Îmi cer 1000 de euro. Picați un pic. Știți ce zic? A ieșit un pic din router. Ieșiți un pic din router. Shut up, că n-a picat nimic. Vă arăt ce trebuie să facem astăzi la mine pe cont. Ne băgăm la creație repede jur. Jucăm, mă bag frumos. Jucăm co-op la cupă cu frățiorul X-Red. Și dacă la orice înfrângere vă dau un membru pe chat. Bă, cum adică pe chat, mă las la mișto, nu mai trolați. De ce înseamnă soacra cu un condimeră? Sunt pentru mama. A venit Costin cu gluma de astăzi. Te pup, Costine, te pup. E rip sau? A, se face glumă, nu? Salut, Dragoș, salut, te pup. M-a și speriat un pic. M-am speriat un pic, vreți să vă mint? Așa, e rip mare, șarap. Deci avem aici frumos golațul extravaganța asta pe care aș vrea să o termin astăzi. Deci să jucăm 10 meciuri, să câștigăm pentru XP-urile astea ca să fie treaba. Trebuie să dăm 3, din astea, 3 headers. A, 3 goluri cu capul? Easy, bro. 4 voleuri, easy. 6 din afara careului, easy. Finesuri, easy. 10 din astea, să-l mi-l dea pe crouch, easy, rău de tot, să vezi chinuială. La asta mai am cu 3, dar trebuie să băgăm 3. A, trebuie, m-am băgat la squad better și la... Bă, a picat live-ul sau n-a picat? Bă, a picat live-ul sau ce se întâmplă? Te pup, Gianni, te pup. N-a picat live-ul, nu? Bă, este deci Mărlan. Vă dau hide. Da, vă dau hide. Merge bot, mersi. Vă dau hide cât de curând. Ne vedem mâine, nemții. Shut up. Am băgat la creație, l-am făcut și pe ăsta. Bam. Reloading și ai ceva în spate. Deci mai trebuie ăsta în sine și după aia meciurile ca să fac pe sap. În fine, nu prea m-am mai jucat eu, dar m-am băgat un pic la creație. Am și... cred că nici nu știu ce am aici. Deci când pleacă live-ul ăsta, te smârt la rău de tot. Hai să facem și noi 100 de like-uri în primul rând. Unde îți dau share pentru Icon? Dăm share. Unde să-mi dai frățiorul meu? Pe PlayStation. Serios, s-a mărit PSN în chat. Cum adică unde îmi dai share? 84 gula și asta zic. Am făcut niște player pick-uri de astea ca să fie. Ca să fie, știți ce zic? E la slab, nu? Ai luat Rivals? Păi ca să iei la Rivals trebuie să joci la Rivals. Știi ce zic? Trebuie să cam joci la Rivals. Mama, am deschis pe eu, am crezut că s-a băgat cu dar făcusem extravaganța aia. Am înțeles. Taci să dau un pic în bronzurile astea cu schimb repede, că mă deranjează la ochi. Mă deranjează la ochi. Nu vă supărați pe mine, dar mă deranjează și pe mine la ochi. Ai luat primele de la Hockey League? Da, le-am luat. Mi-a dat. Jucam eu la tine, dar la mine am terminat la 4 dimineața meciurile, e ok. E ok, nu e nicio problemă. Stați așa un pic, băieți, un pic. Hai să facem și noi 100 de like-uri, vă rog eu frumos. Mi-a dat pachet. M-a ținut norocit. Să ai jucători cu 5 skill-moves în atac? De ce să am jucători cu 5 skill-moves în atac? Care e explicația la această... Dar nu te bun Gino la 89? Bă, nu știu care e, Gino la, bă, la base sau care? Cea mai bună băutură aia de la Oca Carpatie cu zmeură și mai aia cu mango? Da, sunt bune toate, sunt ok. Eu le mai schimb așa ca să nu mă plictisez de ele. Beau când așa, de mie aia cu mentă e preferata mea. Ce părea a devenit Gino Men's Chance? E trecut, adică e bun, dar parcă nu m-a întrebat și ieri, mă, de el. M-a mai întrebat cineva pe live ieri. Avem și pachetele astea care vedem ce se întâmplă cu ele, le mai lăsăm un pic, că n-are rost, că intrăm la... Ce se descarcă, doamne? Se descarcă Fortnite-ul. Se descarcă Fornite, obră. Ca să dai voleu, nu ai ce să ridici mingea și să dai voleu. Aha, am înțeles. X-Red-ul aici mai stăm un pic, mai așteptăm un pic. Avem Gap, avem Alexa, așa, intrăm la Gap. Hai, intrăm la Gap. La X-Red intrăm la final și ne băgăm și la joacă, ca să fie treaba. Ca să fie treaba. De fapt, cred că dăm niște meciuri X-Red înainte să deschidem pachetele la tine. Dăm niște meciuri. Și dăm niște meciuri și le mai deschidem după, știi ce zic? Adică deschidem la băieți ca și ai că nu le-au ieșit din astea. Ne băgăm frumos, să jucăm niște meciuri la cupă și e treaba. Jocul superior punea de mâine vin puterile din avatar. Nice. Bun, hai să vedem ce avem la GAP. Parcă premii de la... ce ziceam, mă, care GAP, că nici nu mai știu. Premii de la Rival sau ceva, nu? Zici, uite că nu mai am baterii și pot să mănânc? Poftă mare, bro. Poftă mare, X-Red-ule. Mamă, iar nu merge din prima la GAP, mă. Bă, dar niciodată nu merge din prima la GAP. De ce oare? O să dea eroare și după a doua oară când se intre o să meargă, că așa se întâmplă mereu la el. Da, share să dai repede în iconul meu? Păi da, dă-mi, cum să nu? Bineînțeles. Ce mai spun că nu merge? Mai dă-mi o dată, așa. Oare să mai dau drumul asta, dar nu știu alea de pe TikTok. N-apare timul de sezonție, mi-a mărit timul tău, TOTS în chat. Ce să fac curat mult până la mega? Ia și o gogocică de aia glazurată cu două culori. Ca să fie treaba. Azi ca a doua oară merge, știam. Hai ale tu că dau drumul la pe TikTok. Ce se întâmplă, mă? Mamă, e Elite Division Gavril ăsta, bă, nu te mai înțelegi cu el. Nu te mai înțelegi cu Gavril ăsta, e Elite Division. Și la mine, gata, acep cu minte? Da, intrăm la toate pe rând. Intrăm la toate pe rând, 87x4, 87x4, 85x7, Rare Player Spec, Jumbo Rare, Megapack. A plecat Megapack-urile astea. Haide, tată. Să nu fie prea mult fodder, dacă se poate, Olanda, KB, Van Dijk. Și eu tot pachete, și eu Elite, toate pachetele trebuie să le țin pentru toți, nice. Bine mă Vandicu, bine ai venit, puile. Bine ai venit. Ăștia vrei să faci ceva cu ei? Hai, când așa îi bagi, dacă vrei să faci ceva, îi bagi, dacă nu, dă-le cu Excel, asta zic. Asta zic, asta e mișcarea, pe mișcarea logică. Boi, hai să facem niște 80 de like-uri, vă rog eu frumos. Băgați acolo niște lichele. Al doilea megapack. Spania, sunt... Vai de mine, Ciochistul de la Lever. Și n-are ce să fie în spate, ești nebun. Așa, mergem mai departe, 87×4, 85×7, o rare player space, am băiat să dăm rare-urile astea frumoase. Bă, dar n-am dat start recording. Paris FC, cea mai mare pușcărie să joci 15 meciuri pentru colomanea la fotbal? Păi de ce cea mai mare pușcărie, frate? De ce cea mai mare pușcărie? Păi e un jucător bun ăla. Și îl faci, îl lași acolo, scoat de tot în background sau îl bagi în echipă și joci cu el, care e? Adică, a... Hai, rare players. Spania. Diem. No, 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 rare players spec-urile astea te ia cu rău când le deschizi. Doamne, ferească sfânt. Zapata asta. ×4, 85×7, Jumbo Rare. Hai să dăm în Jumbo Rare-urile astea, dă-le-n Doamne, iartă-mă. Și pentru XP, da, și pentru XP, adevărat. Portugal, Cam, Bruno Fernandes, dublu. Nu e dublu, deci n-are ce să fie în spate, din păcate. Bine, mă, dar sunt slabe astea mereu, toată cariera lor a fost. Slabe. Slabe, la 24, la EAFC 24, slabe rău de tot rare player spec-urile astea. Slabe și jumbo-urile la fel. Da. Nu. A, Pulisic, mă, tată. Am spart controlorul? Pe bagă-te pe Brawl Stars, frate. Bagă-te că ai zis că e Brawl Stars, tu e mai frumos. Parcă tu ai zis Victorie, nu? Dacă nu poți să stăpânești nervii, bagă-te pe Brawl Stars, că acolo e Cileanu Victorie, nu? Stai pe spate. Bun. Mai avem 4 pachetele, băieți. 87×4, 85×7, a plecat primul 85×7. Dăm așa, fără emoții. Son? E Son Team of the Week sau e Son... Na, e Son Gol și Team of the Week în spate. Region 87. Salut, Andrei! Salut, te pup! Andrei aia și lui, te pup! Ah. Cel mai și aia odată. Ia vezi ce vrei să faci cu ăștia. Salut, Darius! Salut, te pup! Vă pup, băieți, bine ați venit, dragilor. Bă, dacă ați intrat, cum ați intrat și n-ați dat like, aveți 75 în continuare. Hai să facem 100 de like-uri, băgați acolo, repede pe jur. Am revenit, mi-a luat mâncare în cameră, mamă, l-ai pierdut pe ăsta, cum îi zice, mă? L-ai pierdut pe Desai, ne-a picat acum 2 minute. L-ai pierdut, aia e, ce vrei. Asta e. Pam. Ce face aici, mă? Ai cănut sau ce e ăsta? Salut, Alex Mihai, salut, te pup, bro, te pup. 78, hai de, bă, că 279, hai cu 80, repede, pe jur. Da, după, dacă e dai la mine, hai că să mă bag și eu la la joacă, bine. Hai că intru acum direct. Și dau. Cât face Gav ăsta, intru la tine și dau un icon. Și după aia vin înapoi Gav, da? Ca să nu stăm la, să nu stea lumea să aștepte. Bam, a intrat, am venit înapoi, poți să-l faci pe tot dacă vrei. O să joci o dată? Bă, putem să-l încercăm. Dacă o să fie mișto, de ce nu? Bineînțeles că o să-l jucăm. Te pup, Ionuțu, 27 de luni de membru, te pup, dragule, ce faci? E cald și frumos la mare, este? Este că e cald și frumos? Este. Am făcut și eu aia când și mi-am dat Van der Sar Thunder, am înțeles. Și am ratat ceva, te pup, Simone, te pup. Bă, nu prea multe, nu, că am dat drumul bine. Avem o oră și 10 minute, dar ce să rateți? Am jucat un bingo la început, am mai uitat pe licuri, am mai discutat de meciuri, un alta, dai înapoi și vezi dacă e. Nimic important, nimic notabil. Bun, avem la omul meu Mariusică. Stați să vă arăt un pic echipa lui Mariusică, ca să știți de unde pornim, da? Să știți de unde pornim, băieți. Dar nu e asta echipa niciodată. Nu e făcută echipa, bă, vreau să vă arăt atât, băieții ăștia 3, atâta vreau să vă arăt. Pele, Ronaldinho, Messi. Ronaldo, băieții prin față, știi ce zic? Adică Vini, Marchez ăsta așa. Și Henry, în caz că nu l-ați văzut. Vidic 92 evoluat-o, buongiorno, cred că Vidic la Șerbane, sincer. Cred că Vidic evoluat, să fiu sincer. Dacă l-ai evoluat deja, dacă ai buongiorno, nu strica evoluția aia, că nu știi cum îți pică un cum îi zice lui ăsta? Un Desai la care mi-a picat mie și n-ai un să-l pui. Te pup, Richard Tamaș, te pup, frate, te pup. Nu cel mult un Rio Totti, da? Bun. Bun, s-a plecat. A plecat, băieți. 3. Primul icon de astăzi. În 3, 2, 1. Îl are, mă, pe Ronaldinho. Îl are pe Ronaldinho Thunder. Dacă era Ronaldinho Thunder, era duplicate, dar nu e Ronaldinho. Eu l-am evoluat pe Col Golazzo. Un luz la ce ne ține la cupa Carabao aia. Caca sau Cafu? Cafu. E win, e mare win, nu? Cât e Cafu ăsta? 400-500 de mii. La meu și e forță. E bine, se duce James? E peste James. E peste James, clar, clar, clar. Clar intră. Clar intră, tata, te bagi la creație acolo în locul lui Jamesanu dacă l-ai pe Jamesanu. Te pup, Zoichi, te pup. Ce să fac, tata? Dau un pachetele. Astea le ții pentru toți, bănuiesc, nu? Mare sică. Bam, 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 Gap. Hai. Bă, intru la tine, Gap, sau faci tot ai că nu? Zi-mi, te rog. Pe mâine, ok. Zi-mi dacă intru, Gap, te rog. Când apare toți, semne-ți la mării toți pe chat și te apare acolo exact. Că poate dă dublu ori, bine. Bine, tata. Hai să vedem. Gavrilă Junior. Gavrilă Junior. Bă, vezi că win capul aici, nebun, chiar win capul. Dacă intră ea din a doua, acum a pornit, e necald motorul, ar trebui să meargă. Ar trebui să meargă, nu? Te pup, Regesul, am intrat pe live până acum, dacă n-am ieșit de la liceu, am luat un bărbat și... S-a luat un bărbat de ce și am stat să mă încerc, eu efectiv m-am jurat fără să zic nimic. Lasă, mă, frate. Bă, nu trebuie băgați în seamă oamenii ăștia, pagule. Mai sunt, cine știe. Au probleme pe la cap, îi legi, mergi mai departe, lasă să fie sănătoși. Te pup, Mariu Trociu, te pup, Rege, te pup. Dacă îmi dă cineva meciul la Evo, se pun, nu se pun, păi scrie acolo, că trebuie să o ia scoat Battle sau Rivals, carasule. Uite și tu în descriere. Așa, Prime XP, respect. Haide, tată. Haide, tată. Ce faci cu capul? Am luat-o. Bă, a fost frumoasă, chiar a fost frumoasă ieri, Marius, nu pot să zic. Să vezi cum e să lucrezi la Digi, că te cerți mereu cu ei. Am încercat să fac, a început să-mi facă poze. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Bun, 87 ori 4, 2 și avem 85 ori 7 ăsta. Haide, tată. Haide, tată. Spania. Cămă. Ghija roșii în spate. Am asta și eu pe TikTok. Ideas. Cum ești, Rege, cum ți-a fost ziua antrenamentul? Toate bune, frate. Toate bune, mulțumesc. Thank you, bagule. Parc. Bă, dar n-ar da, mă, un din ăla bun, mă. N-ar da un parchi de la bun măcar. Dar mai avem două pachete, forță rău de tot. Forță rău de tot. 24 ori și 87 ori 4. Vreau să vă și 85 de like-uri pe YouTube să deschidem, să le deschidem pe ambele, băiți. Hai, încă 4 lichele le facem în 10 secunde. 10 secunde și dăm în pachetele. Bă, dacă nici pachetele astea nu merită like-uri, cine să mai merite aici, nebun? Pachete de Elite Division 87 ori 4, puternic dezvoltate, Tancones. Fac 3 meciuri pentru alte pachete. Și scriu când sunt gata. Bine, Alexe. De când a început Golazzo nimic și aseară două pachete și 4 iconuri. Bravo, viața mea. Bravo, viața mea. Salut, Denisache, salut, te pup, bine ai venit. Hai, 83, încă două like-uri și pleacă primul. Hai să vedem, să lovim și noi ceva puternic dezvoltat din pachetele astea două. Ce premii ca lumea sunt la Rivals la divizia 3-a? Sunt. Păi peste tot, mă, sunt premii bune. S-au updatat la ultimul sezon. 83, bine, erau 84 parcă, dar nu e nicio problemă, se trolează. ...84, hai, încă un like. Încă un like și a plecat pachetelul. 86, da, mă, da. În spate trebuie să fie ceva, gen în spate. Seara bună, vecine, te pup, Ștefane, te pup. Te pup, viața mea. Hai că vin înapoi, da? Bagă-te la creț. Bagă-te la creație că vine înapoi. Mergem la Alexandru să dăm într-un icon dacă nu mă înșel. Exact ce mi-a dat și mie. Hai să vedem. Exact ce mi-a dat și mie din același pachet înseamnă că sunt scriptuite. Sunt scriptuite, Robert, înseamnă că. Dacă ți-a dat și ție la fel, e pe script. E pe scriptanul, 30 de oameni pe TikTok, băgați și voi un tap-tap și un follow, băieți, vă rog eu frumos. Yeah. Da, Denis, asta zic. Asta zic, tat. Băgați acolo tap-tap și follow pe TikTok, băieți, să facem și noi 20.000 de subscriberi acolo pe TikTok-ul ăsta. Și vă aștept și pe YouTube. NEMÇI TV este live în momentul ăsta pentru calitate superioară. Dacă folosiți platforma YouTube, NEMÇI TV, mă găsiți acolo live. Vă aștept pe toți. Așa, și urmează mare icon, băieți. Deci stați aproape că pleacă iconul. Pleacă iconul și avem și challenge în minutele următoare pe YouTube-escu. Dacă pierd, deci o să joc co-op la Cupa Extravaganța Golazo împreună cu X-Redanu, moderatorul meu Fidelia. Și la fiecare lut vă dau un moderator pe chat. Un membru, nu moderator, membru. Salut user 32569314. Așa. Bă. Vorbește frumos. Fără din astea Mariuste. Fără din astea viața mea. Ce cere la Cupa o să vezi imediat. Bun, avem Steaua Bruno Fernandes, Hagi, Pușca, Cealan, frumos, Eustebio, Capu, bun, Lizarazov, frumos, Pinea, Van Persie, David, Roțischi, Gundogan, așa, Socrate, Socrate, frumos, bă! Ăsta e Socrate ăla la SBC? Ăsta e Socrate ăla la SBC, mă? Care e 1,5 milioane? Da? Și de ce e pe bancă? Bă, nu mai spama mesajele de 100 de ori, carastule, că să știi că le văd, frate, nu sunt orb. Nu mai spama. Mamă, și pleacă acum. De ce e rezervă, bă? De ce are rezervă la Frățiorul? Salut, Ali Neblea, salut. Ca să joace Hagi? Păi stai că la cam, că mă, nu merge. Echipa mea nu e, mă, echipa lui Alex. Dar cine e? Nu mai știu care e Alex, de pe chat. Știu că mi-a scris mai devreme, dar nu mai știu exact care e. Scrie ceva pe chat, Alexe. Scrie ceva pe chat, te rog eu frumos. Și hai să facem 95 de like-uri, băiți. La 95 de like-uri a plecat ăsta, nu are că, mă? Păi stai, mă, viața mea, că-l faci că am. Are cam, păi faci 4-3-3-ul ăla, 4-3-3-3-ul, cu 2 cămâși și un cam și îl bagi, cum adică? Îl ții pe bancă pe ăla de 2 milioane cardul ăla? Doamne ferește, măicuța domnului. Revim, va să mănânc ceva? Poftă mare. 89, hai, încă 6 like-uri și a plecat acesta icon minunat. Nu are cam. N-are Eus. RW. Hai, ține cu 3-3. Hai, ținem 4-3-3 ăla, nu? Am înțeles. N-are nici că fă ăla? Mama, are numai cam ăla. Mama, dar trebuie să găsești o soluție, mai bine joci. Mai bine schimbi și joci cumva și faci și îl scoți pe ăla și joci cu ăsta. Ești nebun, îl bagă pe... Păi cum să ai card de 2 milioane să-l ții acolo? No, și nu? Haide mă că dăm în el, a plecat directat, nu mai stăm. Cât mai e ea și în ăsta? Cât mai e ea și în ăsta, mă? 500.000. E 500.000, da. E tank și Olanda, arată bine. Dar nu mai știu ce, avea Van Dijk, parcă nu? Și este cu acel tricou pitez, Timurleț, îți place tricoul de la Palmeiras? Îți place, tată? Zici că-s arbitru de seria. Check better? Toți sunt așa de scăzuți? Da. Hai că, bă, că ne-am împletenit cam repede. Bă, că ne-am prietenit ca repede, îți spun o dată, dar de câte ori să spun, de 100 de ori? Un soi de colina, bă, ți-l pe ea și nu da? Gata, contadoce, arbitru? Stai așa că nu văd, că nu greșesc, poate... Da, bun. A plecat ea și nu. A plecat ea și nu, tată. Intră frumos în locul acolo. 86 ori 2 ăsta dau în el? Sau îl ții? Dau și un 10 minute cercoaie, că nu, bineînțeles, tată. Bineînțeles, cum să nu. Te-ai dus, puiule. Dă-i în el. Stai așa să băgăm aici pe regele. Bă, de fiecare dată când intru în echipă, eu sunt fericit. Eu sunt fericit. De fiecare dată când deschid un like, când sau un pachet la orice băiat și văd că îi intră un jucător în echipă, pop, tată, pop. Andrei X, bă, Bogdan Rozorea, vă pop, băieți, bine ați venit. Ce să fac, frate, ce știu cel mai bine? Le dau la băieți jucători buni. Ăsta e... Ah! Gheuro sau cine? Felicitări pentru mod. Am decis să salvez pachetele pentru toți? Bă, foarte bine, foarte bine. Și eu o să țin. Și eu o să țin pachetele bune. Socrates merge și în locul lui Hanan? Păi da, dar nu știu dacă are, mă. Nu știu dacă are, bă, dacă are, știi ce zic? Are doar că am Socrates ăla, dacă nu mă înșel. N-are secondary position. Are doar cam atât. Ziceți o formație, să-l scoatem pe ăsta și să băgăm... A, ăla, mă, 4-3... 4-3-1-2, nu? Păi da, dar pe ce poziție 4-3-1-2 ăla? Ăsta, mă. Ăsta, tată. Joci așa, mă. Bă, te rog eu frumos. Te rog eu frumos din suflet, viața mea. Nu-l mai ține pe Socrates ăsta pe bancă, că ne bate Dumnezeu. Ne bate Dumnezeu. Și acum aici aveți tu cum joci. Ori joci cu Haaland. Sau asta mai defensivă, cât și recuperează, că e 85 defending. E băzdăgane mică și face treaba. Termin cu la 80 și poate fac și eu aia când și-ți dau share play. Bine, tată. Bine, tată. Acum, știi ce zic? Cum vrei tu. Ori joci Eusebio, ori joci Haaland. Cum crezi tu? Dar pe ăsta trebuie să-l bagi în echipă neapărat, viața mea, că e mare, mare card ăsta. Cum să-l ții acolo? Uitați-vă, Doamne. Uitați-vă, Doamne, îl ține. Ai. Arată super. A venit și ea și nu te bagi frumos la creație, îi pui un shadow, bam, 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 și eu zic că e mare win, frăciorul. Eu zic că e mare, mare win. Bun. Danilo Vicente să mai stă un pic la Gav, am deschis tot, mă? Nu cred că am deschis tot, nu? N-am deschis tot, mai avem ceva. Mai avem. Mai avem. Boi, stai să facem și noi 100 de like-uri, vă rog eu frumos din suflet, și dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să băgați un mare subscribe, să facem 20.000 de abonați, mersi. Bă, frate, mă cheamă George, te pup, George, te pup. Și de unde să știu că te cheamă George dacă tu ai user 32597812? Crezi că citesc în stele, bă, fratele meu George de pe TikTok? Nu citesc în stele, puiule. A făcut hero de ăsta Mărlan, bă. Hero de ăsta, Sebastian Curtean, te pup, Sebastiane. De ce nu merge, mă? I-am dat X, dar nu vrea. De ce nu merge, mă? Bingo mai facem? Am jucat la începutul live-ului, Bogdan, bingo. Dacă mai avem timp la final, poate mai jucăm. Vedem în funcție de cum terminăm. Cum terminăm cu pachetelele, cu meciurile și așa mai departe. Ce se întâmplă, mă, Gav? Ce faci? Intră înapoi în joc. Nu ne lăsa așa. Animă-nui. Nu ți-a dat să poți controla? A, nu mi-a dat controlul, Mărlanu. Nu mi-a dat controlul, Mărlanu. 1 dintre 88, T, UCL, W, C, F, F, C, Hiro. Nu e cel mai teribil jucător. N-are ce să facă cu el, dar nu e cel mai teribil. N-are ce, la el în echipă n-are ce să facă cu ăsta. Are Riberie, Osebe, uitați-vă, Doamne. Uitați-vă, Doamne, dar parcă mai are un pachet de la mare, nu? Dacă nu mă înșel. 87-4, mamă, mă duc până la baie, oare? Mă duc până la baie, băieți. Hai cu sutica de like-uri, și a plecat ăsta imediat. Nu joacă nimeni la Golazo, imediat mă bag eu, Eduarde. Stai așa, fac. Nu mă mai duc, băieți, că nu mă mai duc, că e ocupat, și ce zic? Nu mă mai duc, că e ocupat, 87-4. Mamă, dublu team of the week? Dublu team of the week sau mi se pare mie? Putem să jucăm între la Golazo? Nu cred, nu, n-ai cum. Del Castillo și în spate QwertyKey. Te pup, Gamer, ții mult de pachete, tat. Good powder, good powder, good powder. Așa, Alexandru, am deschis, da, ești gata, Alexe, să intrăm la tine? Sau încă nu? Sau intru la X? Bă, dar la tine X intru pe cont când, după ce jucăm niște meciuri, da? Ca să fie frumos așa. Să fie frumos, ne băgăm la creații. Măi, timorul de sezon urmas, păi ce, s-a dat undeva leak? Sau de unde știi? Sau bănuiești? Așa, bă, că nu zice nimic momentan. Cred că e în meciuri sau ceva, deci cred că ne băgăm la creți. Ne băgăm la creație, hai să intrăm să vedem ce face X-Redanu. Ești pe Discord, X-Red? Iată îți dau eu. Băgați-vă acolo că ne băgăm și noi să jucăm un meci și după ne mai băgăm la creație. Un pic de răbdare. Cred că mâine încep și voturile. Doamne, ar fi Catering. Ar fi Catering că să înceapă voturile de mâine, sincer. Așa, bun. Așa, obiectivele astea, am intrat, mă? Așa, pot să dau stop recording, că n-are rost. Bă, ce e aici? Alo? Da. Alo? Ce e aici? Școala, grădinița de copii abandonați, ce e aici? Păi nu știu, eu doar ce am intrat se certa Bodo cu Denis pe faptul că Denis a zis că Pele nu ai ce face cu el, Pele Base. Da, nu ai ce face cu Pele, doamne ferește. Da, sincer, chiar nu prea ai ce să faci. E slăbos, eu zic să scoată din joc, sincer, eu zic să scoată din joc, așa, așa. Bine, băieți, ai ceartă plăcută, pa! Pa! Asta se certe ei acolo, că ești nebun, îmi fac capul în calendar. Păi oricum voiam să zic că o să jucăm decât noi doi și n-are rost să... Dai seama. Da. Putem după live să jucăm cup? Ce cup să jucăm, Luca? Cup? Să jucăm cup? Ce cup, viața mea? Bă, în primul și primul rând trebuie să dau partea sau nu? Trebuie să facem, echipă, păi, nu? Vrei să deschizi la mine sau? Nu, deschidem mai târziu. Ah, da. Păi stai, pe repede 2 secunde când închid laptopul și intru de pe telefon, că așa se aude jocul dacă stau pe laptop. Bine, hai. 2 secunde, breve. Stai așa că nu știu ce trebuie să fac la cupa. La ce trebuie să fac, mă, la echipa asta? Friendlies. Friendlies, play friend. E trecut prea vechi? Ce e trecut, mă, prea vechi? Bă, stai așa, mă, că vreau să văd couch play. I'm back in business. Ce trebuie, mă? Ce echipă trebuie? Că am căutat, dar de atunci. O să dai share acum. Cred că 89, nu, 90, maxim. Parcă, 90 sau 89? Nu, 89, 89, nu 90. Aplicații, OBS. Ok, mulțumim, fine. E bine? Da. 89, da? Bun, bun. Deci, dar cum intru acolo, doamne, că nu știu. Mamă, dar ai băgat-o pe regină în SBC, cred, nu? Dacă țin eu minte bine. Da, am băgat-o, lasă-o, că trebuie să facem wheel-uri. Fix pe ea ai băgat-o. Am băgat-o, lasă. Asta, a fost un clip muncit. Unde, mă, extravaganța? Așa, extravaganța, bam. Bam, deci trebuie... Știu, ții minte că 89 cu... fără jucători de 90, dacă țin eu minte bine. Hai, da, că am făcut eu un squad, mi se pare că eu am făcut echipa, gen. Echipa era făcută, dar acum e la concept că ai băgat un jucător în SBC. Dacă te uiți la concept, acolo o găsești. Păi care, oare? E jos de tot, mi se pare, nu mai știu cum se numea. NEMÇI XX-Red, ceva de genul. NEMÇI asta? Da, NEMÇI XX-Red, da. Ia să vedem. Cred că aia era. Mamă, stai așa că am plecat. Ăsta de 91 nu are ce să caute, 90, dar nici 90 n-au cum să fie, nu? 89 e maxim ratingul, nu? Păi nu ți arată acolo? Sau n-ai intrat? Ba da, am intrat, 89 era. 89, hai să vedem ce jucători avem. Bam. 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 A, ba, nu asta. Sau asta e făcută de tine? Nu cred că e asta, că... Nu cred că e aia, cred că e făcută de tine. Deci maxim 89 trebuie să fie, da? Da, e făcută de tine. Da, maxim 89. Deci avem așa, Milinković-Savić, Lăun. Dar nu l-am și pe original, l-am. Milinković-Savić, Regele. David Neres, și ăla ai putea să-l bagi. David Neres. Perin. E destul de jocabil. Grimaldo. Vieira. Vieira. Neapărat. Ribery. Ribery. McKennie, ăsta nu e ronicel. Stai așa un pic să dăm așa. Florinele rezervă? Merge, merge. Mamă, Baran. Baran. Și acum stai și să vedem cum îi băgăm un pic. Hai cu 100 de like-uri, băieți, băgați lichele. Așa, Ribery. Ribery în locul lui... Așa, cred că merge, dacă nu mă înșel. Și așa invers. Ba da, merge, da, merge. Bun, bun. Era aici. Mamă, te-ai dus. Meceni în locul lui Thiago. Da. Grimaldo în locul lui Balde și îl bași pe Balde în dreapta. Da, Bellerin, nu? A, sau Bellerin, da, nu știu. Milinković Savić în locul ăsta. Asta zic ce. Dar nu cred că are poziție. A, n-are? Trebuie să aibă Mucheni. Păi ia vezi cum Mucheni. Sau nici Vieira are, nu? Nu, Vieira are nici cât de mână plecare. Așa, hai să vedem dacă mai avem ceva aici. 90... 89, Musiala, uite, Musiala îl băgăm, oare e bun? Pe cam? Ar intra. Decât nimic. Decât nimic? Oh, în ăsta. Nu, cred că e nimic, dar îl punem acolo. Asariaghi, asta e coaptă. Di Maria, Philips, ăsta așa, Marquinhos, Solskjaer. Florinel îl pune și pe el pe bancă. E Max, nu trebuie pozitiv? Ah, da, mă, da, adevărat, nici nu trebuie pozitiv, că e Max, nu? Păi da, dar... Nu cred că merge așa, adică cred că trebuie să fie pe poziție ca să se joace bine, cred. Nu știu, n-am încercat. Bă, dar nu, stai așa un pic, deci Owen. Bă, dar Owen ăsta cred că... A, de fapt... Florinel, Thiago, Milinković Savić, David Neres... Ar merge mai bine Florinel în loc de ăla de striker, vrei să te mint? Dar n-are sătă nici asta. Ba da, are sătă. Și că cu Florinel da. Să face spectacol, mi se pare normal, mi se pare normal. E maxim, dar să fie pe poziție. Am înțeles, bun. Bă, dar nu ne trebuie unul să dăm cu capul. Cum să dăm cu Florinel cu capul? Păi cum? Ce are Florinel la cap? Da. Are heading de cură, 56, mă, caia-și gura lui. Caia-și gura lui, dă cu capul, dăm și noi o centrare bună după 20, după... Mamă, stai așa că a plecat, mă. Da, toate ca toate, dar fundaș. Nu, Nez ăsta, mă, că e cât casa. Ăsta e cât casa, nu Nez, nu? Da, fundaș și portar ce facem? Stai că căutăm acum, puiul. Deci avem un felul următor. Portar. Pop. Îl ai pe Pop, că l-am folosit mereu. Fundaș central. Așa. Ma. Ia și tu unul gold bun acolo. Bremer ăla e destul de decent. Ce să zic? E un Drogba? Băi, ia uite-te câte shadow-uri ai, pune măcar un shadow. Cred că îi pun 20 de shadow-uri dacă găsim. O ancoră, dă-l în doamne, iartă-mă, că mai am un shadow și am omorât. Asta e bun, o scoatem dacă ne face pielul. Așa, bun, bam. Echipa arată decent. Milinković Savić în locul lui Sobostai. Asta Sobostai n-are ce să caute la fotbal, pixel direct, doamne iartă. Doamne, ce slab a fost când a jucat cu el, mi-l amintesc perfect. Fernando Torres cu ouă în ăsta poate, Adam, bă, l-am venit și pe Adam, da, super slab, bun. Și, dar asta e tactica copiată de la mine, cred că, nu? Adică ideea aia copii, cum ai învățat-o, 4, ai da. A, ba da, e. Este. Deci o să fie, ne trebuie mijloc astfel, care să fie așa, Vieira, Mucheni, ăsta așa, Nunez, perfect, sunt pregătit, ești pregătit? Da. Vezi că trebuie să dau membri pe cea dacă nu. Deci ce trebuie să facem? Deci mă înjură băieții că îmi dau sufletul acum. Da, trebuie să ne dăm sufletul un membru, nu vreau să le dau la ăștia, ești nebun. Știi cum e primul meci, nu? Știi cum e primul meci. Nu există așa ceva. Ce Team of the Season se bagă mâine, nu se bagă mâine Team of the Season în viața mea. Deci stai să ținem minte, Fines cu capul. Bă, nu, noi trebuie să câștigăm atâta tot. Trebuie să dăm cu capul, că restul, astea finesturile se fac automat, că le dăm. Goluri dăm automat, finesturi dai. Mamă, dar stai că în loc, pe cine avem ataca, nu? L-ai pus pe Nunes, vezi că dacă îl facem pe Crouch ăla poți să-l pui, că mamă, e mare. Mamă, băgăm direct, stai, mamă, cum dă cu capul, da, bravo. 4 volei, astea le dăm la automat, bă, deci trebuie să câștigăm, asta e cel mai important. E da, cel mai important. Hai băieți, un like să fie 100 acolo. Hai băieți, cu 100 de like-uri. Dar vezi că nu mi-ai dat invite. Lasă că joacă și singur, e bine și singur. E bine, se merge 86 Heroes Player Pack? Bă, depinde, dacă te simți norocos, da, dacă nu e foc. Te joci singur și eu fac view party. Da, era bine. Și mă făceam cât cu tine, știi, câștigam toate meciurile. Da. Așa, troll. Hai că mi-apar dacă e. Mamă, dai cu răzii. Nu spune că acum dacă ești pe offline nu-ți mai apar prietenii. Ba, ar trebui, că de obicei mi-apăreai, dar... Păi știu, dar ce are? Dar pe online. Hai că mă dau pe online după 2 ani de zile. Cred că 2 ani am de când nu m-a dat. Adevărat? Da, dar trebuie să dai restart la joc, că tu nu-ți apar, cred. Stai așa să dau end și dau pe era pe eu. Auzi, zici că nu vreau să dau? Nu, niciodată. Nu mergi. Bă, da, așa puțin. Trebuie să dai restart. Restart la joc? Da. Adică la Ultimate sau la joc? Nu știu dacă e vreo diferență între ele. Eu dăteam direct la joc când nu mi-apărea cineva. Hai, încercăm așa. Deci ce se bagă? Eram offline, am fost offline pe PlayStation timp de 1 an și 9 luni. Adevărat? Da. Nu știu, poate nu știm încă ce se bagă mâine. Probabil o să se bage ori un best of, cum am mai băgat ei promoții, ori nu se bagă nimic. Dar cred că o să se bage un toti warm-up și o să se bage un best of, o să facă din mai multe promoții, una sau ceva de genul, cu jucători mai buni, cum am mai fost. Nu știu, eu oricum pachetele vreau să le deschid azi sau să le țin, ce zici? Păi să le țin, că păi, mâine, se face mâine live la 6? Stai seama. A, atunci le țin. Stai seama. Am 83x20, am 4 sau 5 86x2. Le ținem pe mâine, să vedem ce bagă. Mamă, uite acum că puțin apă, era băguie, mă, ceva. Acum apare o grămadă. Nu, cred că nu-ți mai apare acum, cred că au dat update, să nu-ți mai apare dacă ești offline. Păi nu, mă, că nu mi-apărea unul online și acum mi-apare o grămadă. Mi-apărea nici Mariusica nu mi-apărea. Ia uite, am aici pe Grimaldo, Bellerin și Măcheni, top player. Haide, mă, tată. Haide, mă, tată, băi. Ia uite, mă, frumusețile. Hai, mă, băieți, urați-ne succes, hai că ne urează, urați-ne succes, băieți. Direct plot să pierdem. Hai să mă dau drumul la becul ăsta de pe balcon să se vadă lumina mai bună. Stai așa, 2 secunde. Bun. Băieți, o să-mi dau silința. Deci nu vă așteptați să pierdem. Că nu se poate, astăzi nu se pierde. Astăzi nu se pierde, băi, back to back wins. Să faci cu amatorii ăștia. Dar tu ți-ai făcut astea? Ce? Tu ți-ai jucat meciurile? Da. Toate? Eu le-am jucat atunci de când s-au băgat, în prima zi. Mai fi ți-am dat ție pachetele să le deschid. Ah, am înțeles, am înțeles. Adeu. O să ia tot chat-ul meu, bro? Shut up. Shut up, Andrei. Acum le dai după fiecare meci sau le dai la final? Nu, după fiecare meci, cum adică? Ca să fie frumos așa. Da, da. Hai să vedem. Stai ce să dau drumul la comentariu după asta. Asta e 1, nu? Da. Adică da, e 1. Mam. Stai liniștit și tată că e. Mai rup. Bravo. Portat. Haide-mă. Haide-mă, tată. Începem primul atac. Te pup, Victorie. Te pup. Mam, stai că am vrut să văd dacă ești pregătit. Am vrut să văd dacă ești pregătit, scuze. Bravo, bravo. Începutul e bun. N-ar nimic. N-ai strai. Mi-o dau tot mie. A, nu, ție. Bravo. Pase jos în mijloc. Bravo, sus. Calm un pic. Du-te, Beierine. Ia o tată, fă talentul. Wow, 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 wow. Ah, n-are nimic, n-ai strai. Bravo, Winston. Te dublezi, nu trece, nu trece. L-a băgat pe zirțe ăsta ca să dea cu cap. L-a băgat pe zirțe ca să dea cu cap, vezi că e înalt zirțe ăsta. Da, asta tu erai dacă... Am crezut că ești tu. Am observat. N-are nimic. Pase jos. Te dau un capăt? Wow. N-are nimic. Îl țin. Bravo. Bun. Da, are și noroc puțin așa. Da, nu e ok. Oh, contraatac. A plecat. Winston McKinney. Eu dau mai departe dreapta. Eu dau acolo. No. Frumos. Era o fază frumoasă dacă ieșea. Era, du-te la loc. Da, nu, în spate, aparent. Te pup, Aga, te pup. Du-te. Bravo. Țin banda. Nu, bă. Nu trece. Bă, Mariusica, mai ești pe live? Nu, nemeritat. Bravo, mă, ce viață amară. Ce viață amară. Las că e ok. N-are nimic. Las că e ok. N-am ieșit din jumate, dar e ok. Bă, dar am dat pe... Are și noroc puțin așa mai mult. Să te pasăm mai mult. Bravo. Da, mă, nu! Nu, cred, nu, liberă? Nu, uite, Nu, s-a pus că am ratat, bravo. Îl țin în bandă? Mamă, dar schimbă băiatul, schimbă. Asta schimb, Bauer. Aaa, trebuie să dea. Nu pot să cred. No, bă, la tine. Dar ce are Pop? Are Pop? Lasă-l că are probleme. Nu cred. Lasă că e bine, încercarea e bună. Îl țin. N-are unde. Nu pot să cred. Bă, Pop. Hai, lasă că ăsta e cum ar fi de chemă meciul, știi? Da. Hai. Jos. Salut, Lucifer, salut. Da, Vieira, nenorocitule, ce cauți care eu. Mamă, Vieira. După meci sunt gata, like, bine tată, bine. Mersi, Lucifere, mersi, te pup. Haide, mă. Nu uitați că la fiecare meci pierdut dăm un membru pe cea, băieți, da? Meciul ăsta nu e pierdut, băieți. Da, bine, ăsta nu e pierdut, bineînțeles. Ăsta e încălzirea. Da. Ăsta nu se pune. Se pune. Dar nu-l pierdem. Eu știu, glumeam. Dar trebuia să-mi zici, zi-mi înainte, când mă așteptam să-mi dai, dar... Creierul meu nu mai concepea ce se întâmplă acolo. Am postat și tu înainte, gen. Da. Am zis că, bă, cred că mi-o dă. Am plecat. Stai un pic. Mamă, mă chin, ăla ce face. Îl țin, bravo. Te pup, Aga, bine ai revenit cu membru. Față sus acolo, bravo, dau în față. Ai scăpat. Tu ești. Mamă, ce a făcut-o, bă. Da. Dacă nu l-a postat, primiți mizerii la următorul like un pic. Dacă nu dați like-uri sau ce? Dacă nu are, da. Ai dreptate, trebuie să dați like ca să primiți membrii, băieți. Vă măriți șansele la membru când vi-l dau, dar după meciul ăsta, știi, că ăsta nu-l pierdem. Bravo! Da. Mamă, dar mingea asta. Mamă, schimbătorul de părți. Îl țin aici. Mă duc. O să centreze, probabil, că vreau să dea goluri. Wow! Sunt în spate eu? Mamă! Niciodată, bravo! O dau mai departe. Sus. Bravo, și plec lung de linie. Dau sus, scuze. Mi-o dai sus, ai zis? Fața. Da. Da, bă, e ok. Băieți, să nu ascultați ce se întâmplă aici cu ochii închiși, vă rog. Topor. Se poate înțelege altceva. De-a dus. E ok. Sus. Nu vă aud, tata. Bă! Aud. Ce e, mă? Iau acolo chestii. Au. Bă, ce s-a auzit? S-a abonat, mersi, băieți, vă pup. Cine apasă? Tu? Da. Asta e cu vârgele ăsta. Cine este? Mă, Kenny. Hai, liniște, nebunule. Topor, vă pup, băieți. Mamă, n-am văzut, mamă. Te pup. Mersi mult de abonare, tată. Mă uit imediat și citesc numele. Nu pot să cred, Musiala. Te dublez. Mamă, ce-a trecut. Sunt aici. N-are, o dă în spate. O, mă, nebunule, că sunt nici aici. Bravo. Și eu, și tu. Bravo. Sus. Nu-i nimic. Ia uitați. Ai, nu cred asta ceva. Las că e ok. Opa. Îl țin. Nu pot să cred, a trecut. Ai grijă la pas. Nu, nemeritat. Nemeritat. Repede, două goluri. Te dă un membru, mamă, ce șerpi. Să aveți încredere în noi. Ai minut 88. No, n-aveam. E minut 88, băieți. E bine. S-a dat un membru, nu se bagă nimic astăzi? Păi ce se bage astăzi? Vedem la UU dacă se bagă. Câte unul? Da, mă, da. Eu știam că minimul e 5. Nu. Da. Mamă, stai că am intrat pe ăsta. Dar nu știu cum e. Ce râd mă la moi. Vezi văd dacă merge din chat. Doamne. Hai să vedem cine îl păcălește. Da, mă, da, uite că a mers. A mers. Ia să vedem. Un membru l-a lus. Andrei Ră. La 5 winuri. Hai că da. Hai că da. Andrei Ră, uite mă, vedeți dacă a dat like Andrei Ră, a primit membru. Mi se pare normal. Mi se pare normal, Andrei, nu? Corect. Erai tare dacă puteai să iei un membru și pentru luna viitoare. Hai că da, Goldule, nu-ți mai ajunge. Da. Nu-ți mai ajunge, bro. Gata, băi, s-a dat, da? S-a dat, suntem bine? Suntem bine? Mamă, dar stai așa, cred că avem un, da. Cred că avem un icon dacă nu mă înșel. Da? Bine, cât timp? Deci intri pe icon? Da, 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 intrăm acum. Ok, mă duc până la baie, bere pe 2 secunde. Bro. Bra! S-au închis aici? 110 like-uri, mulțumesc frumos băieți, mergem spre 150, ușor, ușor. Hai Alex, ești prezent? Sau mai dăm un meci? De fapt nu mai... Așa, gata. Avem mai când la Alex băieți. S-a dat un membru pe cea, deci 0 cu 1 avem până acum record stricul. 0 cu 1, tat. O să fie plină comunitate de membri? Tași mă din gură! Tași din gură! Așa, mamă, Mbappé, Pușcaș, Alovairană la bun, Sawa, Hagi, Rolfo, Lizarazu, Campbell, ăsta a evoluat, mamă, frum, frum echipa, de ce să mint? De ce să mint? Chiar frumos. Și Andreea tot nu o să ia. Și Andreea tot nu o să ia. Da. Stai așa să intru pe Type, să văd cine s-a abonat. Welcome back. Your captain has left the co-op session, ok? Da, apoi am intrat pe share. Da, da, da. Intri și la mine, mai dăm un meci. Mai dăm un meci după ăsta. Ai și mai intru după. Ce? Ai dat în icoană? Nu, acum da. Salut Olteane, da, salut. Văd că sunt pachetele de aia. Darius Edit, te pup, mersi mult de follow și Aga pentru cu a 16-a lună de membru, te pup Aga. Așa. Mama Aga, regele. Ia. O mică mare da, întrebare pentru Aga, că se întreabă și băieții numai eu, când o să fac următorul live? Deci nu vă vine să credeți că s-a rupt tricou și n-am putut să mai ies afară, ce să mă fac? Cred că n-ai dat like, Alexei, s-a rupt tricou, sincer. Sincer, sincer. Sincer, TAT n-are niciun stat, că bine e nouă. Campbell ăla, mai e ceva de el sau? No, mai e ce să mai faci. Stai așa că îl caut acum pe fotbal. No, e... După calculul meu, Campbell ăsta e 200.000. Dar nu putea, Campbell nu are, sau e nu, Ferdinand e, care are tot? E 180.000. Ferdinand are tot. Mamă, 70.000, nu cred. 70.000. Wow. Kamanaki care deja ceh. Ia ce vrei? Păi da, ți-aș lua ceh ăsta, dar mai ai pachete de deschis. Și dacă ți le iau ceh trebuie să-i dau cu X să ți le iei tu după. Mai ai din alea recovery-uri? Să ți le iau pe ceh, să-i dau cu XL și să... Sau dacă n-ai recovery poți să ți le iau pe Nedved, ăsta și l-ai pe ăsta pe order. Cum vrei tu, ia Nedved. Ok. Ok. Mamă, 5 luni de membru, Andrei Râ. Mamă, s-a păcălit bine. Că 5 luni s-a păcălit 5. Ți-ai luat vreodată tu sau ai păcălit, ai luat de 5 ori, Andreile? De 5 ori. Cred că și-a luat, nu știu dacă a luat, dacă a avut. Dacă ești tot așa cu membrii să mai dai, să mai dai, poate păcălești și eu, opresc puțin să nu se mai vireze bani în fiecare lună și poate păcălești și eu unul. Poate păcălești și eu luna viitoare. Cred că asta păcălesc eu, asta păcălesc, mă. V-ați dus. Deschidem și astea, frățiorul, da? Oricum, acum ăsta e ultimul Team of the Week din ce am înțeles, deci nu o să ne mai ceară Team of the Week la pachete, cred. O să ne ceară toți. Da, și o să înceapă cu toți. Caterin. Chiar vreau, știi ce îmi place? Că Team of the Season-ul ăsta fiind și carduri cu femei, jocul să ai mai multe posibilități să încerci jucători noi. O să fie mișto. O să fie Caterin Cărod de tot. E mișto și designul la carduri și dacă o să fie 4 tipuri de carduri, o să fie mișto și live și toate alea. Da, multă lume zic eu că o să sară rău de tot în aer, gen, cum să zic eu, cum se numea, treaba asta, gen jucători, o să sară mult în aer la toți. Toată lumea se apucă pentru că ai pachete de farmat și poți să-ți faci echipă bună chiar și atunci, da, dacă te reapuci. Mamă, am zis că ești licol sau ceva. Am zis că ești licol, dar e... Fridolina ar fi senzațională, ar fi senzație, o să fie și multe femei. Bă, dar nu știu exact cum o să fie. La Barcelona, la Liga, cred că o să fie numai echipa Barcelonei la timpul de sezon. Cum o să fie alea, Doamne ferește. Da. 86×2, 86×5. Ai dat un like? Se zice dislike, frate. Sau un like, adică ți-ai luat like-ul, a dăduse like și ți l-ai luat? Sau am dat un like. Cross. Pajor. Părere de Dembele? Adică la ce te referi? Părere de Dembele că ce? Că s-a bucurat la gol? Ce vrei, mă? Numai el știe ce a trăit acolo și ce s-a întâmplat exact. Nu știm noi așa. Din exterior zici că mamă, s-a bucurat, e fosta echipă, dar nu se știe niciodată ce a trăit el acolo și ce s-a întâmplat exact. Dembele a fost aprins perioada cu Kuman, nu? Da, a prins și perioada aia, nu? Mamă. Da, cred că de acolo, că nu prea se avea relații bune cu el. PSG? Mamă, Mbappé. Na. Mamă, doi francez, mă, dar nu... Mamă, cine vrea să facă cu mine pont de la anul să fie o diferență la cluburi când e de femeie sau nu? Ma. Bun, W în chat, băieți. Păi cam pleacă fața lui băiatul ăla. Bun. Îi pleacă un pic lui Del Castillo, dar e ok, Winner. Să-l bagi la pe Evo. Sper că n-ai băgat vreun alt oligofren la Evo, te rog. Dacă l-a băgat pe Xabi... Nu, l-a băgat pe Sol Campbell, vomit. Care, la prost sau la bun? Păi nu știu. Păi nu știu dacă la bun. Mamă, stai așa că Sol Campbell prost și bun sau? Nu știu, habar n-am. 300 de... A, e 91, Sol Campbell. Da, e ok, e cam ca de Saie, dar e mai înalt, că e mai bun. Da, 88 pace, da. Și aia Kanji ăsta. Bă, în orice caz, bine. Zici că e solidă echipa, arată bine. Arată bine, da. Și hai să vedem că mai avem un... E bun prinț, e bună prinț, în primul rând că e femeie, Albert Zaharovski. Vrei să te mint că eu când am văzut prima oară poza în Cruciu că e băiat. Da, seamănă un pic, da. Nu știu, Denis, se vedem după live dacă e, dar nu cred că sunt meciuri și azi. 86×2. 114 like, hai să facem 115. Ne adunăm toți băieții să ținem cu Benfica. Adevărat, ar trebui să câștige finala. Hai cu 115 like, să nu zic 120, dar putem să facem și 120, dar hai cu 115. Încă un like și a plecat asta, uite. Aici aveți. Bă, dar stai că am făcut, de fapt am făcut pentru meciuri, mă, și am uitat. Dar vrei să zic că eu acum am observat, tu ai pus intenționat cu verde scrisul ăla cu coduri de descriere? Da, ca să fie așa ca asta. Nu, gen, e trio acolo, like-urile verzi. A, și ăsta verde? Ăla verde și tu verde. Da. Mi-aduce aminte să fac ceva, că am pregătit ceva pentru când intrăm în meci și am uitat meciul ăsta. Când intrăm în meci? Da. La gameplay. Am schimbat ceva la gameplay. Liverpool e Europa. Okay. Da. 115, a plecat, 86×2. Haide, boys, ceva bun. Nu e ăla bun, că ăla are CM, nu e ăla bun. Da. Nu e ăla bun, da. Păi așa mi-a luat și o țeapă. Oricum am adus aminte, când o să mă duc eu zilele astea să-mi iau album de la și o să iau două, să dăm unul și la premiu. Mamă, dar poate n-are ce să fie, era de două. Singurul care se mulțumea cu Girelia este Marius, că e de la Juve. Adevărat. Te pup, Alex, te pup, mersi mult din suflet, frățior, și eu zic că e decent. Adică e decențel ăsta, cum îi zice, bă, Desa. A luat panini de euro? Da. Sincer, la momentul actual, cum a ajuns jocul, că mai da așa din când în când, eu zic că e bine și revine încet. Da, numai că de la ultimul update au că am fost probleme cu conexiunea. Da, eu nu prea am mai jucat și n-am de știu. Păi spun, în fiecare meci am vrut să mă asigur, am dat la toți băieții cu care am jucat mesaj să văd dacă e doar de la mine și nu, e, după ultimul update a fost de la joc conexiunea. Și se bag Desa sau Akanji? Bă, eu aș juca cu Desa, că e mai nou, sincer. Acum nu știu, cum vezi și tu, cum îi simți? Când apare Team of the Season, te-mi că a murit Team of the Season în chat, Aga. Te-mi că a murit Team of the Season în chat. Bun, pleacă al doilea meci, a jucat un meci cu X-Redanu, s-a dat un win puternic rău de tot, dacă l-ați ratat, aia. Pleacă al doilea meci? Da. Hai să vedem. Mamă. Beligolul! Mamă! Păi nu știu, vedem acum în 4 minute, frățiorul. Dar având în vedere că e joi, nu pare ce să bage mai mult decât întrebarea este, mai așteptăm 4 minute sau intrăm direct? Nu, intrăm. Vezi că ai zis că ceva când intrăm în meci, ai ceva nou. Da, se pregătește. Ești pregătit? Da. Stai niște nebunule. Aaaa, da. Că-mi vreau dat. Creier și eu. Omul, dar vezi că arată top rău. Arată bine, nu? Da. Arată top. Da, vreau de mult să fac asta, dar nu știam cum și acum am găsit o găselință. Top nice, o să fie tot, nice. o să fie. Vrei să faci ceva? Gata, s-a rezolvat. Mi-e ciudat că mă uit așa, că s-a obișnuit cu gen webcam-ul ăla să fie așa mai mare. Păi da, eu l-am pus așa că mi se pare mai ok image, știi, să se vadă terenul mai mare și eu mai mic, că n-are rost. Și aș putea să-l las și la, pe joc mereu pe celălalt de PlayStation, dar mi-e nasol când fac shorts-urile alea, știi, că ar da nasol să fie așa cercul, știi? Da, da, da. N-ar mai fi ăla. Dar ce face băiatul ăsta de nu dă ready? Cred că e frică că a văzut că suntem în doi. A dat? A dat, băi. A dat, tată. Vineri primul de sezon warm-up? Care vineri? Vineri acum? Ce promo apar? Nu știu dacă vine vineri. Nu știu, o să vedem. Adică mâine vă referiți, nu ziceți și voi mâine. Ar merge un best-of până la warm-up. Mamă, Van der Ven. Ar merge. Am multe face pe Militao ăla, mâncați și ăla de la meu. Dar nu, oricum nu îi se face în friendly-uri. Ai grijă la centrări, la crouch. Are crouch, ai grijă la centrări. Bravo. Mi s-a părut că a ieșit un pic, dar e ok? Și mie mi s-a părut, de-aia m-am oprit. Să dau sus. Nu. Ce intrare bună. Asta joacă centrări, îi blochesc. Păi da, o să joace la crouch. Ce a fost aia, nu mai știe. Ribery, bravo. Bun, ia ta. No. Dumnezeu l-a văzut. Mamă, și m-am uitat, dar nu mai aveam ce să mai fac. Eu am crezut că o să dai scăriță, sincer. Dar nu l-am văzut, că n-am știut că, adică m-am așteptat să iată, dar nu chiar așa în halul ăsta. Păi ce promoi acum, bă, am vorbit, bă, Goldre, n-ai fost pe tot live-ul, a ieșit o perioadă de pe live, că am mai vorbit despre asta. Asta e? Am dat-o cam prost, sincer. Dar nu, că mă uitam la chat, sincer. Mamă. Wow. Mamă, am crezut că noi apop, mă speriasem puțin. Nu, se referă ce promoție e următoarea, cred că. Păi nu știm, best of cel mai probabil, cred. Ar fi mișto un best of înainte de urmă. Ai de... No. E bun Viale de la noi? Bă, atributele arată bine al lui Viale, dar nu știu cum se simte în game exact. E destul de ieftin, deci... Am văzut că multă lume joacă cu el la Division Rivals. Păi arată bine, chiar arată bine atributele, ești nebun. Bravo. Încerc să nu intru în offside. Pas în centru? Nu, cred, mamă, dar ce e belerină la mâncație și e prea top. Bravo. No. Bravo. Se apără bine, băiat. Hai că e a nostru meci. Mută portarul. Bravo. Scos direct. Bravo. Bravo. Ai no, de... I-a intrat la spiță, mă. I-a intrat la spiță. Țin aici? No. Ai de... Îl țin. Nu pot să cred. I-a sărit lanțul. Îl țin. Bravo. Înapoi, dau înapoi. Bravo. Dreapta sus. Tu ești. Stânga sus. No, ai. N-are nimic, tonoi. Bravo, sus. Bravo. Stai așa să plec, așteaptă. Pleacă cu cineva. Costa aici. Nu pot să cred. Las că plec după pauză. E fix, imediat ne uităm. Terminăm meciul ăsta și ne uităm să vedem exact. Puteți să scrieți în chat dacă s-a băgat ceva. Dar de fapt stai că intru. Stai că intru acum pe Dong să văd. Intră la Dong pe Twitter, că postează în primele 10 secunde, vrei să te mint? Bine, cred că ori are acces la fișiere și vede mereu ce vor să bage. New Packs coming. Ori nu. Un team of the season garantat, 3 player of the... Așa, în fine, hai că ne uităm după. 3 minute, nu s-a băut, nu s-a pus încă. Mamă, n-a pus. Așa că mă uit eu la altcineva dacă nu. Te pupăm, Movi, te pupăm, la fel și ție. Nici eu n-am pus. Și mi se pare mișto la locuit pe Pușcaș 90 de la mine, la Artelenzi așa, da, cred că e Caterinca cardul, da. Te pupăm, Movi, mulțumim frumos, ce faci? Bă, dar n-am pus nimeni, mă, ce sunt? Hai că 120 de like-uri, băieți, băgați încă 2 like-uri să facem 120, vă rog. Hai să vedem. Ține la pase, că ăsta joacă pase mult. Simbanda. Nu. Bravo. Bravo. One sec. Bravo. 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 Stai că am spectatori, am emoții. No, what? Hai, go, ce-a fost aia? N-am control X-ray-urile, n-am control. N-am control X-ray-urile, le-am dus. Gata, gata, gata. N-are nimic, n-are nimic. Gata, am control. Ne dă ăsta gol direct. Au venit showdown-urile? No, no, no. Mamă, se bagă showdown-urile? Că n-are unde. Bravo. Dă-mi, dă-mi. Și-am plecat. Șor, nebunule, că e Musiala. Te dau centru acolo că ești singur? Jos. Am plecat. Dar cine e ăla? Am plecat cu Vieira. Ia o tată. Nu cred. Se pleacă Vieira, plecar ar să plece. Ai, 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 Nakata și 4 jucători și eu down? Mamă, tank, 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 tank. Nakata? Nice! Mi-a plăcut base-ul lui la început de an. Mi-a picat atunci, dacă mai țin minte. Daniel a revenit cu membru de Liga a 3-a, te pop, rege, a intrat salariul de la futsal. Mini, dă-mi! Bravo! Pase! Și eu! Te dau centrare! Da, mă, da, voleul ăla bun, tată, aripile în zbor! Ia uite-o, ia uite-o! Baby goal! Da, mă, da! Asta, Dick! Asta, s-a pus voleu oare? L-a dat din aer, nu? Nu știu, vrei să te mint că m-am cam speriat că am mutat portarul și o dătusem la lung. Hai, atent, atent, e winul nostru. Cum faci celebrarea aia? Stai că spune X-Red acum. Ai plecat. Bravo, Rich. Și eu. Oh, no. Încă o dată. Înapoi, bravo. Wow, nu așa. Ai vrut să joci cu portarul, să ținem de minge? Nu, 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 am vrut să dau pase, dar nu mi-a ieșit. Ma, ma, vezi că îl țin, îl țin, îl fierb, îl fierb. Vezi că îți dau centrare, du-te, du-te, du-te că îți dau centrare, du-te, du-te. A plecat, dar Winnie. Ma, te-a pus Raulică și Amanț, vă pup. Dar Winnie, Iones, că dă bine cu capul. Nu, bă, că, na, e băguită. Salut Ștefane, salut, salut, vă pup băieți, vă pup, bine ați venit. Are 8 side trap ăsta. Îl țin, îl țin, n-are unde, n-are unde, n-are unde. N-are, 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 că-s aici. E speriat, e speriat. No, refuzam să plec, o dau sus. Bravo. Mulțumesc. Am plecat, am plecat. Du-te, tata. Stai așa? Ai plecat și tu. Mamă, bravo, bravo, bravo. Sus, nice. Sus și tu? Păi da, da, se așteaptă, tata. Asta, dic. Când vreo dată. Ma. Înapoi? Ma, 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 ma. Și tu înapoi. Tu cu Vieira, finesse. Uai, ai, ai, da, Vieira cu... Ah. M-a luat înțepătura în inimă, dar finesse cu stângul cu Vieira. N-are nimic, n-ai try, n-ai try. Ma. Mamă, nu cred. Bravo, bravo, bravo. Bun, bravo. Tank, și tu. Te-o dau. Și tu ai plecat. Și tu, bravo. Și du-te, du-te, Careu, du-te, Careu, ți-o dau la capul ăla. Pe centrare, du-te, pe centrare, du-te, du-te, du-te. E bine, e bun și brozul. Aplauze în chat, băieți. Pâine în chat. Beni gol. Cum te face celebrarea asta? Că a întrebat Alex. Ție nu a apăsat și dai de right stick în sus și în jos. Ia o zi. Deci el 1 și right stick sus, o dată în jos. Asta zic, asta zic. Bă, la Alexandru și Caputa apare numele cu poza celuilalt, adevărat? Stați că ne uităm imediat, băieți, ne uităm. Așa au făcut și la Cristiano Ronaldo cu Sandra Bano. Da, 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 da. Te pup și amanțule, te pup, bine ai venit. Hai încă unul, încă unul, să-l luăm pe crouch. Haide, haide, haide. Sau l-ai luat deja? Nu, nu l-am luat, nu l-am luat. Hai încă unul repede. Haide, haide, dă-mi. Nu, n-am vrut să te apase. Ne-a dat în cap. Ești, 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 ești. Stai liniștit, nebun. Bă, l-am mutat acolo. Bă, dar tare gaură, mână, nebun ăsta. Bine, mă, nice. Te pup, mersi mult încă o dată de donație, Alex Ionuț, 5 coco ce se bagă nouă în seara asta, ci că s-au băgat și eu dau unuri și Nakata. Ne uităm în secundele următoare. Dar cum ai făcut cu webcam, cu poziția asta nouă, am dat și win. Vezi? Păi da, mi se pare normal. Mi se pare normal, bro. Așa, două obiective complete. Stai așa, să ies un pic de aici. Bam, 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 obiective. Te rog eu frumos. Dar nu știu, da, ar fi Catering. L-ai făcut, l-ai făcut. Da, avem atacant. Avem atacant, să dăm cu cap. Mamă, dar ce trăițuri are? Nu știu. Ce e ăsta? Sătă? Striker? Mamă, cine e ăsta? Wayne Rooney. Ok, bro. Ok, bro. Are power shot? Ce are? Are, nu, are de la de da cu capul. Are power header și de la mamă, poți să dacă faci cu arfecă. Wow, dar poți să dai în altul cerului cu ajunge ăsta, ești nebun? Poți să dai de oriunde cu el o ajunge. Golazo, mamă, se face și daily-ul ăsta, bun. Mamă, se face și daily-urile. Mamă, mi se face nice. Și mi se fac toate, gen. Eu credeam că nu mai mamă, încă două meciuri, nice, încă două meciuri. Păi le facem, easy. Nice. Easy. Stai așa să ne uităm un pic, să facem o recapitulare la ce se bagă în seara asta, băieți. Stai așa să bagă. Asta, zic, stați liniștiți, băieți, că sunt butoane din asta. Așa, bun, deci players, cred că nu. Putsonul da. 2 ăsta era, Vinicius era, Lovera, Rafa Marquez. Chiar vreau să văd cum arată Nakata. Virts, Manu Gutierrez, Marc Miguel, Geoffrey Kondogbia, Haller, Jans. Opa, stai așa. Deci avem Haller cu Jans în prima dată. Mamă, Dortmund, ce puză mi se pare Haller. Adevărat, Dortmund versus Augsburg. Alexandro are poza. Mamă, Alexandro, la Alexandro e Caputo și la Caputo e Alexandro, în fine, înțelegeți voi. Mamă, ăla pentru Mariusică, tu știi cum îl face? Juventus cu Empoli, adevărat. Dar ce poziție are? Cine? Sandro? Lubu. Da. Lubu. A, crezi că e right back. Nu, îl face 100%, nu contează ce are. Mamă, și joacă 90. Vezi că joacă, da. Vezi că joacă cu Empoli, deci ar trebui să facă win-ul, ești nebun. Ăla e de făcut. Așa. Și ce are? Un squad de completat. Wow, un squad, mamă, uite, vezi? Da, mă, da, Catering. 87. 87. Dar n-are nimic, că-l faci lejer 87. La Haller ăsta câte? Mamă, cred că, mamă, vezi că la fel, vezi? Bagă ce? Mamă, la ăsta 83 scoate și nebun, la ăsta merită făcut numai din Foden, că e 89, ăsta e Foden direct. Iată puțin pe el, la statistici. 88, 91, STKF, agility, strength to bun. Mamă, ce stamina aia, cam te rupe pe... Are power shot și aerial, nice. Aerial. Ai văzut și în alte crouch? Păi știu, frate. Și Nakata? Nakata, dar nu știu unde e Nakata. Stai și să dăm așa. Dă-i la ăla așa, că poate apare mai... Dacă dau, dar nu pot să dau. E așa. Așa, Socrates, Roberto Carlos Anchilero, la Vairan, Marquez, la așa, Ronaldinho, Player Pick, 84, Daily Gold, Golazo Flash, 84... Sau ne-a dat băieții țeacă cu Nakata? Caputo, Sandro, așa, Marchi Mechel, Zaprichel... Mi-ați dat țeacă momuri la New. Eu l-am prins pe cec, uite-l mă, eu l-am prins pe cec jucând Andreile. La băgat, mă, 90, Fines Shot și Pink Pass. Nice. O, 5 cu 4 cumva? 90, era 4 cu 4, 4 cu 5. Da, 4, mă, 4, da, 5, 4 cu 5. Un squat și Nakata, nice. High medium, mamă, vezi că ăștia ați desfăcut mamă, toate mâncații. Squat, da, clar. Păi la băgat, mă, uite, 87. Tam. Păi îl facem să jucăm cu el? Chiar dacă nu-ți intră în echipă, zic eu că cu finesul ăla o să fie broken. Dacă era, îl făceam ăsta. Da, e broken cu finesul ăla, zic eu că e la fel și la Hagi. Da, adică îl făceam să jucăm la, știi, la cupă. A, da, da, da. Dar de la ăștia avem ce să facem, dar e 90 și Alexandru, nu? Haller. Păi da, avem Crouch. A, da, dar zic așa că pot. Îl facem pe Sandro, dar e 88. Păi și noi ce avem, Grimaldo, nu? Avem Grimaldo, da, să-l băgăm cămul pe Grimaldo. Are altă poziție? Are cămul Grimaldo, n-are, nu? Păi caută, vezi că mamă, poți da, aici să accesezi. Stai un pic, că ăsta e CBC-ul lui Caputo și ăsta e Alexandru, poate îl fac pe Sandro și mi-l dă pe Caputo și ce zic? Mamă, dar cu... What? Da, sunt inversate. La Sandro e Caputo și mie că fac ăsta lui Caputo și mi-l dă pe Sandro direct. Da, lasă, hai să jucăm mai să vedem timp. Seara bună, Bogdane, intri pe voi pentru un hero? Bă... Intrăm cu Bodo la un hero? Hai repede, hai. Unde e poza lui Sandro? Hai. Ciao. Păi, la tine sau la Denis? La tine. La Denis e? Deci el n-are gură, ești avocatul apărării? Dacă știam că e la Denis, intrăm. Tu vrei să-mi spui că ne-ai invitat aici și nu poți să cred că nu era hero-ul făcut? Stai așa, hai că mă duc până la deschideți-l, faceți ce vreți voi că mă duc până la baie, da? Dați și voi, ziceți ceva de like-uri, vă rog. Deschide repede și așa spune că a picat cineva ăla. La 100 de like-uri vi-l dăm. Are 124! Știu. La 125 de like-uri pleacă hero, nu contează că nu-l vedeți. Vă spunem noi ce pică. Păi de ce nu se vede? Că n-a intrat pe scenă? Da, nu a intrat pe scenă. A rămas scenă pe FIFA. 126, dă-i! A dat! Și... Nu pot să cred! Nu! Dă-i nu! Lasă-l să... Fantoma strikes again, mâncați-și! Fantoma, dar și mie mi-a dat Fantoma, mi-a dat din ancor! Mai bine că n-ați văzut, băieți. Mai bine că n-ați văzut, băieți. Da, mai bine că n-ați văzut. Hai că le-au și muciu înapoi. Nu știe nimeni că am existat aici pe voi tot ăsta. Mai bine că n-ați văzut. O picat. Gata. Mai bine că nu s-a văzut, boys, că ce a fost acolo. Deci eu nu pot crede că nu erai pe scena de desktop. Dar nu contează, că a dat Voler cel mai bun, așa că... Dă-mi ștere înapoi, te rog, că dacă te-ai mutat s-a închis. M-ai mutat și tu? Te-am mutat eu înapoi, dar pe voi sună. Bine, bine. Erai la baie. OBS, ia vezi. Thank you. Merge? Gata. Le-a picat pe fața. Adem. Păi am făcut... Bă, dar stai așa că mai avem... Sau... Hai că mai stați voi un meci. Că după dacă e din ăsta, intrați înapoi, trebuie să intru și înțelegi, nu e pont. Ne răcim, oricum ne răcim. Da, ne și răcim. Intru dacă faci Icon, da. Mama, am și eu Icon, ne rupem seara asta cu Icon. Adevărat. Salut, Ungure, salut, salut. Dar vrei să te mint că eu n-am deschis pachetele și mai am fodder să mai fac încă un Icon fără pachete deschise. Da. Deci, da. Ce o să fie mâine? Acolo nu. Nu știam unde ești. Bună, Gabriela. A plecat. În fine, să fie... În fine, bună. Așa e frumos. Sănătate, te pup, te pup. Te pup. 129 de like, să facem și noi 130, băieți. Bă, încă un lichian, băgați acolo. Băgați acolo, nu știu mai. Hai să vedem. Let's go. Haide-mă. E Mager. Mager, hai să-l corect, hai să-l cocoșăm. Hai să-l cocoșăm, Alisson, mamă, Williamson, McKennie, Rangers, Grimaldo, Sorlot, hoi, mamă. E mișto. E mișto, dar au două namile de-astea, să dea cu capul mărlanii. Da, vezi, spune-te pe tactici, așa. Ai. Când vreo dată. Bravo. Da, mă, da! E gol. E gol în gol, bro. E gol în gol, ai să vezi. Da, e gol în gol, bro. Vezi ce toporii trag ăsta. Le-am luat de când e el. Ăsta e Hoylund, uite cum merge cu numărul jos, ca în realitate să mor. Nu. No. Bă, dar am uitat să băgăm pe Crouch, nu. Ah, da. N-are nimic, las. Dar Wizzy. Oh. Am zis că nu se așteaptă. Îl țin, n-are unde. Ah, tu ești ăla. Am crezut că sunt eu. Bravo. Eu eram plecat, bro. Bună pase. Am plecat? Stai un pic ca să vină. Peste. Merge și așa. Și la scurt. Bravo. Bravo. La ce joci? La Cupa Prieteniei. Nu știu cum se cheamă. La cap cu cine sunt? Cu McKennie, cred. Nu știu. Da. Haide, bro! Dar nu m-a selectat, să dau cu știu. Eu am dat cu capul, nu știu cine a dat cu știu. Păi da, eu eram fix lângă tine, nu m-a lăsat jocul să mă selectez să dau gol. Eram fix lângă minge. Bravo. Am văzut. Bravo. Hai că e a nostru. Bun. Dacă îmi să dai centrare. Nu mai dă pase, du-te, centrare. Uite aici, centrare la cap. Bravo. A avut la prim plan. Bun. Nice. S-a încercat. Nice, păi ne permitem, la 1-0 ne permitem. Bă, da, un pic de soartă, mă, să țară și la noi. Îl țin. Sunt cu Vieira aici, n-are ce să fac. Nu. Am trecut prin amândoi, mâncați-și. Bravo, Sorlot! Bravo, Sorlot! Să mai faci din ăștia, Sorlot, te rog eu. Bă, ăsta-ți eu! Am crezut că ești tu! Nu. Îl țin! N-are ce să fac. Bravo! Să știi că ai și mâinile, Pop. Are și mâini, băiatul, a uitat. Vezi să nu dea din asta, din corner, că e grav. Nu, că vrea să dea gol cu capul, Mărlan. Da. Bă, dar Darby ăsta de când e așa bun? Da, cum? Dar putea este cel CBC Dacă faceți Sandro, este unde are poza? Da, bine, știu. Riscuit. Da, mă, da. Da, mă, da. Eric the Beast, l-am aruncat, cred că ăsta era Ericuțul nostru. Bă, dar chiar Ericuțul unde e? Le-am făcut eu? Nu știu, dar la noi mereu e blestemul ăsta. Primul meci pierdut, meciurile alea sunt bune. Păi da, meci câștigat, meciurile următoare sunt proaste. Îl băgăm pe... sau îl băgăm super sape? Că parcă e bun Nunez ăsta, nu? Hai să-l băgăm. Păi da, dar nu vrei să dăm cu capul, gen? Ba, da, mă, hai să încercăm un meci pe Crouch, că nu avem nimic de pierdut, zic. Da. În plus că am văzut că multe lume juca cu el când s-a lansat, dar nu numai să fac obiectivul, că juca la Rivals. Deci cred că e destul de ok. Stai așa că am un icon să deschid. Să vedem la ce... N-are nimic. Ăsta e al doilea meci, mai avem un meci și faci daily play-ul. Da. Îți zic, dar acum aveți că mă ascult după cop. Bine. Până la ce ore ți-l ai, bă, nu știu, cred că în jur de 9, ceva de genul. Că tot are zbor și mâine, Gabriela. Da, a avut săptămâna asta, a fost încărcată săptămâna. Da. Păi are când săptămâna trecută nu prea a avut, acum a avut, depinde. E de săptămână. Da. Hai, cine e Amex și de ce nu dă share play? Troll. Gata. Și pe PS4. Dacă nu se conectează, fac impact. Păi, dar mai era cineva, ai zis că mi-l dă, dar nu știu cine. Alex, parcă tu nu? Alex Birou? Parcă tu erai. Sau ăsta ești tu, nu ești tu. A, ăsta e Alex. Păi și mai era cineva, parcă, care avea. Sau care a zis că îmi dă sau ceva. M-a întrebat dacă deschid, cred că și atât. M-a întrebat, deschizi like-ul meu, bro? Da, bine, am și eu unul, dar deschid acum singur. Troll. Echipa A, mamă, ce-mi place, bă, dar nu poate să... Mamă, dacă se vede pe PS4, mâncați. Da. Amex sunt eu? Bine, Alex. Are luminozitatea dată la joc maxim, full. Dar nu cred că are, cred că așa se vede. Mamă, Jairzinho, Mbappé, Hagi, Essien, Rolfon, nice. Maldini, Van der Sar, Desai, Madsen, bun. Nice. Foarte frumoasă echipa, îmi place. Frumoasă. Și un milion de coinși. Și acum avem un icon, dacă nu mă înșel, nu? Mamă, e trader. Mamă, băiatul e trader. Și are 60 ceva de pachete pentru toți, păreri. Să vezi la toți acolo ce o să deschizi la el. Da. Bine că sper că pe alea slabe nu le păstrează, că n-are rost. Are numai bronzul. Că n-am deschis niciodată pachetele, nu cred că am deschis. Mamă, și astea le ții pentru toți. Mamă, de asta are așa multe, mă, că le ține și astea pentru toți. Le ții și astea pentru toți, nu? Sigur că le-ai făcut pe toate, gen. Mamă, ia vezi aici, gândi. Da. Nice. Toate 83-urile. Tank, da, mișto rău de tot, ești nebun. Mișto rău. 132 de like-uri, boys. La 135 de like-uri le facem instant, dăm în like-ul ăsta și după continuăm cu meciurile. Hai, repede, Jor. Te pup, Rolino, nu Rolino. De ce ai zis Rolino, bro? Unde a fost în chat Rolino? Eu zic că e în avantajul vostru, boys, că dacă pierdem voi câștigați membru, nu noi, așa că... Corect. Băgați like-urile alea mari, că... Toți jucătorii sunt antrenabili, deschide-le acum. Vrei să deschidem acum astea? Bă, le deschid, că durează o secundă, dar nu știu dacă se merită neapărat. Salut, Crilex, salut. Dacă aș fi în locul lui la câte a strâns, eu aș ține pentru toți. Sau chiar pentru warm-up, sincer. Da. Sau mâine, să aștepte mâine, că dacă se bagă best off, are șanse mai mari să-i pice ceva bun. Și eu zic să le deschizi mâine, da. Te pup și eu. Rosucin vreau să zic, mă, de pe TikTok. Haide, mă, dăm. Haide, dăm în ăsta. O, vai de viața mea. Atunci, mamă, când, triple lugi. Mai bine le țin. Ai. Ia, highest rated, că n-ai ce să faci. Am plecat direct, am dat direct live. Am dat direct live de rușine. Shape connection, s-a adus și conexiunea, s-a adus și tot. Tot s-a adus, mâncați. Da, închis direct, a tras cablul la îndemn. Dacă intri mâine seară pe live, Alex, și vrei să le deschidem mâine, cu mare drag. Să nu uiți să-mi dai copia. Cei mai proști? Da, chiar au plecat. Ăia erau cei mai buni din curtea școlii, bro. Mai joc un meci și îți dau să deschid pachete. Luca, astăzi deschid doar pachete speciale, mai deschid în seara asta, pentru că am meciuri de jucat. Dacă ai Icon sau Hero, deschid. Pachete normale nu mai deschidem în seara asta. Așa. Club, play, pop. Nice. Haide-mă. Două win-uri avem, nu? Două... De ori... s-a băguit asta. Iar face figuri, bro. Să băguiește asta, să mă bată tata cum se băguiește de... Nu ne-ar da și nouă un pușcaș din ăla. Adevărat. Și un Jairzinho. Mamă, deci am jucat, când am jucat la Rivals, avea toată lumea Vidic ăla. Mamă, e tank. Ăla bun? Da, ăla bun. Dătea cu toți jucătorii mei pe jos, n-aveam ce să-i fac. Efectiv, trebuia să joc numai în bandă, că nu puteam să trec prin mijloc. Trebuie să iei din joc, am ieșit de la bun, și nu merge. Da, păi arată și bine și atributele. Arată bine. Nu știu, dar Vidic în fiecare FIFA și FIFA-ul trecut a fost bombă la Toti, cred. Cred că Toti era. Da. Am și la ei forță rău. Te pup, Chidulene, te pup, respect frățiorul, ce faci? Mamă, Chidu încă mare la ban. Unde ban? Pe Insta mi-a dat bloc. Pe de ce? Că cred că e fan Barça, nu? Dacă țin eu bine minte, și câștigase Realul. Și îi tot scriam eu Hala Madrid. Mi-a dat bloc. Un bloc meritat, de ce să te mint. Dar ce vrei, că na? Bine, acum sunt un om schimbat. E de mult asta? Da, păi e un an și cred. E ceva. Nu mă zice nu, dar nu știu, dar de unde stai și tu cu Chidu? Cum mă? Chidu mare la bloc pe Insta. Chidu Stelian? Chidu nu e Chidu de intra mereu pe live-uri, bine, mai rar. Ba da, ele, da, nu știu. Păi da. X-Rede, mă, X-Rede cu mine pe poate. Pe voci. Da, nu știu. Mai băgăm, nu jucăm bingo, nu mai avem timp, nu mai avem să jucăm bingo. Am jucat, mă, eu vă aștept la ora 6, mă, de fiecare dată jucăm bingo, dacă nu intrați... Țin, Chidule, nu știu dacă... Asta haide, e... Haide. Verifică blocurile. Te pup, George Bogdan, te pup. Haide, mă. Friendlist. Haide, tat. Play online. Ce promo e mâine? Mâine, nu știu, probabil best of. S-au băgat în seara asta niște carduri showdown. Probabil o să facă eu o promoție best of sau ceva. Nu știm exact, nu avem informații. O să vedem, că am zis noi de Bremer ăla, dar așa că am făcut treaba. Adevărat că își face treaba. A dat o pasă cu stângul în centru, era să ne mănânce, dar e ok. Eu nu mă uit la... de follow. Mă uit la hashtag house și sunt pro player toți. Și joacă și de fiecare dată când fac challenge-ul din ăștia cu echipe și le pică Bremer, îl bagă mereu în primul 11. Eu am la bloc nici decât o tipă? Ia uzi mă, care doar o tipă la bloc. Atunci m-a scos, nu știu, atunci știu că mi-a dat bloc. Dar când asta s-a întâmplat? Un an și ceva, e de mult oricum, cred că de-aia nu mai ține minte. Adem. În fine, de ce se tot discută despre treaba asta? A fost un one-time team gen. Adem. Dar în primul și primul rând ești fan Barcelona, Chidule? Am schimbat tactica, am schimbat, nu? Da. Wow. Au plecat nebunile astea. Băiatul ăsta joacă, vrei să te minți? Da. Vezi că joacă. Dă eu mă, țin. Dacă am ținut de tricou acolo. Jos. Bravo. Am plecat, ai plecat. Sunt în spatele tău. Dar de ce nu cu ăla în care eu? Era bun. Bă, dar ce cu camera asta, mă? A, și la tine se vede așa? Dar ce s-a hâit așa camera, Doamne? Mamă, vezi că ne ține la centrare. Dar vin, trebuie să stau scurt. Ce mai zici? Salut X-Proțe, salut puile, ce să zic? Uite, mă joc și eu la cupă cu X-Proțe, tu ce faci? O, ne-a cam făcut acolo. Las, că n-are ce să... Oleu. Am dat în spate, că era riscant să joc acolo. Du-te cu crouch. Bun. Prea că e mai greu cu două viteze, dar n-are nimic. Uai. Bro, tată, Peter, crouch. Acum te n-am din tactile, păi la ce faci? Mersi de... A, tu ești mă, eu nu ți te pup. Mamă, ce m-a pus puțin pe jos, n-are nimic. Lasă, frate, că... Te-au trecut Bremer. N-are nimic. M-a cam învârtit puțin pe jos. Îți iei de bine, puile. Îl țin în spate, Intri în el, Bă, dar de ce se hâiește camera asta? Este, mă, avut că n-are nicio șansă. N-are nicio șansă, 3 din 3. Hai că 3 din 3, dacă e. Am încercat. Eu în 2 ani iar încep editațiile. Cred că la, știi cum a făcut aici? Cred că l-a enervat un jucător și a zis, ieși afară, Denis. Nu. Îl țin jos. Mamă, dar popul ăsta nu poate să prindă o minge ruptă. Păi da, dar noi jucam cu ăla UCL, e o diferență. Mamă, dar de ce se hâiește camera asta la pornere așa? Mamă, stai că are schema asta. Are schema 1, schema 2. Stai mă, nebunule. Pauliu, stai liniștit, nebunule. Capul? Oa, oa. Bravo. Bravo. Da, că nebunule, că... Bravo, 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 nice, da. nice. Am evoluat română și mate? Dar tu ce clasă ești, mă, X-Proțese? Jos. Înapoi? Sau în față, cum dorești? Uai, s-a terminat ar la OB. A, nu s-a terminat. Nu se terminase, dar te-a blocat bine acolo. Dar așa că nu știu când te muți tu, când mă mut eu. Nu mai înțeleg nimic, Doamne ajută. La cap. Salut, Ismo. Uhu! Stai așa, stai așa. Două tururi. S-a cam dus. Haide! Salut, Marius, salut, salut, vă pup, băieți, vă pup, bine ați venit. Bine ați venit, nu uitați de like, să facem și noi 150 azi. Îl țin în spate. Bun. Și tu. Ah. Wow. Ți-am dat-o prost acolo, nu? Un pic, da. Okay. Sorry. No! Da, nice. Trebuie să dau și de carnet în jumătate de lună? Păi trebuie să dai sala sau ce trebuie să dai, express? Lord, mersi mult de follow pe TikTok, bro. Am și eu trebuie să dau de carnet, dăm împreună proces. Când ai? Păi după ce vin din țară. Îl dau gen aici, că m-a întrebat tata dacă vreau să-l dau în țară sau aici, așa am zis că dau aici direct, că n-are rost. În țară. Haide. Paul, mamă, ți-am dat-o bine. Mi-ai dat-o, dar... Nu te așteptai. Un pic mă așteptam, dar nu prea. Te dublez cu Peira, n-are ce să ne fac. Mamă. Da, se cam joacă băiatul ăsta cu noi, vrei să te minți? Da, să se joace. Puțin așa, acolo de dar e tot scorul 1-0. Îl ține-l în stânga, că ține-l sus la pas. Bravo. No. Da, că e bine și așa. S-a jucat simplu. Bobo. Oh, bravo. Și eu. Bravo. N-am cu cine să vin repede. Ah, am zis că... A sărit mingea din crouch, ca din tablă. Bravo. Jos. Sus, în centru. Sau jos aici. Wow. Dați-i un controller, vă rog eu frumos, mai dați-i unul să se joace singur. Am vrut să-i centrez pe ăla, că n-am mers. Mamă, dar nereși la cap, mâncați-și. Nice. Bravo, sus. Și tu. Mamă, am apăsat niște butoane care nu le-am știut în viața mea că există. Bă, ușor. Ține-l, ține-l. Bravo. Toporul de la Brăgești. Îl țin și eu. N-are unde. Mamă, a dat tuita. Nu, mamă, era nemeritat total. Bulan. Era nemeritat total. Sunt lung de linie, când vrei. Sunt. Am plecat cu crowd? Dar n-are. N-are rost cu crowd. Bravo. Și tu. Bravo, bun. O calmez. Momentul 70 de ani, atent. Jos. Bravo. Du-te cu croci, dacă poți. M-am dus. N-a mers. Prea tare. Dar n-are nimic, suntem pe el. E panicat, nu mai știe. Și tu. Am plecat, lung de linie. Te-am băgat un pic în șac, dar e totul calculat. Mam. Bravo. Nu pot să cred că nu dai pasă aia. Uite și acum cum sari. Dar din știi că avem și noi anticipați. Anticipăm și noi puii mei. Nu pot să cred, mă, dacă Crouch nu e în stare să dea o pasă în față. Nu știe. Nu o soartă. Offside. Nu pot să cred că l-a ținut în joc. Nu! Bravo! Nu! Bravo! Bravo! Și tu! Bravo! Și eu! Și tu! Mamă, Crouch ăsta-i capă de linie! Nu-l suport! Bagă-l pe Darwin înapoi, că nu mai pot! No! Și tu! Bravo, băi! Dă-mi o margine și du-te, Crouch! Aoleu! Jos! Da, cred că e gata! Jos! E gata! Da, mă, da, mamă, cum am apărat-o pe aia cu Belerin în casă. Nu deschizi, dacă păi am deschis și până acum, ce să mai deschidem dacă mai avem? Vidiș Mir, buongiorno. Se pregăteau băieții să scrie jos, jos, jos. Cred că buongiorno cu marchez, Cristi. Cred că buongiorno cu marchez în principiu ar trebui jucați. Da, mă, da, trei obiective. Băieți, părere la meciul ăsta? Ei, zi mă, ce să faci? Live. Ai făcut daily play-ul, zic eu. Și Brilliant Strike-ul, voleuri. Am dat voleuri. Bine, sur n-am dat niciunul. Din afara careului niciunul. Bă, important este să facem win-urile, să dea XP-ul ăla. Da, sincer. Că mai e decât o zi, nu? A rămas încă o zi. Și după bacă iară cupă. 23 după de ore. Asta bacă alta mâine. Salut, Ameline, salut, 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 te pup, te pup. Mamă, am idee. Cred că mâine bagă cupă pentru warm-up, care o să dureze 2 săptămâni. Deci când începe warm-up-ul și o să numească Team of the Season Warm-up Cup. E posibil. La mine. Mai ești încă 8? Da, ești, da. Ah. Bă, dar să-i pun ceva lui ăsta, mă. Să-i pun un engine ceva. Ce-mi place, eu mor de dragul lui Bremer. A fost prea tank. E bun, dar ce să-i pun lui Crouch ăsta? Da, nu, pune-l pe bancă. Nu, mă, nu, lasă. Lasă, că e viața noastră. Da, cu pasele la 2 metri în față stă 5 ani să vedea. Trebuie să-l jucăm doar pe fază ofensivă. Hunter, o ai, mă. O ai. Hunter. Bagă-i shadow. Mamă, dacă te duci la puține mai, eu dacă intru am, cred că 20 de shadow-uri. N-am mai folosit. Le-am mai dat cu Excel. Le-ai dat cu Excel? Le-am vândut, adică. Ah. Am mai aveam și eu, dar le-am mai vândut. No. Salut, Toto, salut, felicitări, frate, felicitări. Faceți de 140 like-uri, băieți, încă un like sau n-aveți chef? Mamă, uite cât, deci, la mine e Crouch și cu Pop lângă el, mâncați-și. La mine e Vieira cu Pop jumate din el. Mamă, dar și Vieira e mai mare ca Pop, ești nebun? Bă, dar am început meciurile alea. Mamă, e Crouch? Au început meciuri Europa League, astea, Conference, ia. Olympiacos 2-0 cu Fener. Păi da, dar astea care nu prea sunt importante. Mamă, joacă Al-Ittihad cu... la 10. Joacă Al-Ittihad cu finala cu Al-Hilal. Al-Ittihad cu Al-Hilal și câte scoruri? 0-0? 0-0, nu. Da, e prima repriză. Crouch, Van Persie, Harit, Rodrigo. Nu-i totul la mă cu Harit? Sau nu? Nenții a făcut spune după nume. Și mi-a picat Miaha. Bravo, nu e el, nu e el. N-am scap cu ăsta. Bravo, bravo, Alexe, felicitările mele. Wow, wow. Ce-a fost aia? Blocaj de joystick, un pic. Și tu. Și tu. Vai de mine. Am vrut să dau o așa. Eu pase sus, trebuia să o continui acolo cu mine, dar n-are nimic, că ne revenim. Ne revenim în forță. Sau vrei să dai niște membri? Nu, nu, nu. Am plecat. Hai că da. Îl țin, îl țin, îl țin, îl țin. N-are unde, bravo. Și tu. Bă, e Bremer. Bremer? Ți-am luat apărarea Bremer, nu mă dezamăgi? Ua. Stai că s-a dat drumul la stare grele. Ba, mă, uite. Mamă, dar m-a blocat acolo, mă, că eu veneam. Merită Nakata, da, e catering. Pentru squadul ăla, de ce nu? Știi ce trebuie să faci, nu? Am plecat cu Crouch. Cu 2 la oră, dar merge. Nu pot să cred că m-a selectat-o pe mine. Ai dat-o totul, mâncați-și. Da, de unsuși. Că ți-a dat până acum 1. Avem 3 win-uri și 1 sau 2. Iar pe Crouch, iar pe Crouch. Stai așa viața. Stai că nu pot. Așa, gata. Da, mă, da! Da, mă, da! Bravo! Da, mă, da, cum a sărit, vrei să te mică? Mamă, nici nu zici că a sărit. Cum a sărit de pe picioare, gen. Trebuie să jucăm la corneri. La pat, el când sare se ridică de fapt în picioare, bro. Ai de bun! Nereșe! Acum a dat cu capul. A dat cu capul, era țărul pe gât. Aoleu! N-are, 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 că m-a repliat eu, m-a repliat eu, bravo, bravo. Deci ce e rege Mamă, dar de ce jucăm așa de bine? E bun rău, dar tot Crouch. Cred că sunt ăștia slabi. Sincer, da. Bă, bă, bă! Na, vezi? 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 Dacă zici că jucăm bine... Ma, am încercat să fac nevăzuta, dar s-a cam văzut. Ma. Ok, pop. Ok, pop. Dar nu că l-am și mutat, l-am mutat pe colțul lung. Păi da, dar totuși. What? N-are mână să o întindă. N-are mâine asta, mă, pop, e săracul. E GG meciul ăsta, șarap. Șarap că am dat cu capul, nici nu pot să ies. Că dacă ies nu mi se mai pune golul cu capul, dar și bate, mă, pe ăsta, what? E nebunit la cap. Colțul lung. Uai de viața mea. Uai nu, de... că n-aveam cum, că mă ținea cu doi. N-aveam cum. Bine, că trebuia să și zic eu, pro, scuze. Dar nu prea știu ce e în creierul tău, știi că nu prea... Știu, dar eu încă am uneori fazele de le gândesc eu în capul meu, crezând că și tu știi ce vreau să fac, dar de fapt tu nu citești. Bravo. Minți, așa că... Ah. Ah. Oricum e 2-1, e 2-1, e kill, e kill. Stoichkov Inache e cel mai ok Winter Wild Card? Păi da, dar nu mai e ok nici Stoichkov ăla. O fi el cel mai ok, dar nu mai e ok nici el, știi ce zic? Stoichkov? No, e trecut de mult timpul lui. La centrare, fără ball roll spre careu și pătrat, zici? Ia uzi, avem antrenor. Ball roll spre... Cine a zis? Gav. Cine? Gavrilă. A, creier, creier. Da, știe, știe, știe. Bine că am încercat, dar când stă cu doi oameni pe tine, că el folosește R1 ca pe tatăl nostru, băiatul ăsta, vrei să te mint? Folosește R1-ul ăla de... o să mai aibă stamina jucătorii mâine. O să, nice. Dă centrarea mai bine, bine viața mea, așa faci. Pase în față, te-ai dus? Pleca la centrare, jos? No, cred. No, cred, mă, what the fuck, a făcut tackle-ul după. Nice. Tot eu sus și tu jos, cu crouch. Oh, no, bravo, bravo, bravo. Nice, nice, nice. Unlucky. Stai așa că mai dau eu un corner. Stai așa. Da, eu trebuie să bat. Sau tu dai? Stai așa. Nu, eu bat, eu bat. Hai, dar două mai în spate. Sau două pe lung. Păi nu vezi două că pe lung sare. Două, scurt. Două de vechi. Haide. Bravo, bravo, oh, bravo, bravo. Tu bați. Unde ești? Hai, că n-a venit. Cur. No. Cap de pară, crouch. Nu poți să crema Kenny că nu o dai din prima. Ești mai aproape. Vezi că o să dea centrare, dă centrare, caută centrare. Ua! 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 Ok, bro. Ok, bro, joacă pase, nu mai da pe centrare, drog eu frumos, joacă pase că-l face. Hai, hai, hai. Îl face, că nu mai pun, nu mai, mi-a dat trigger, mi-a dat trigger. Am plecat. De gol. Ok, crouch. Ok. Joacă close, joacă close. Stai așa că vin acum, vin nu da. Haide. Cine este ăsta? Bremer. Bremer. Da. Nice, nice, nice. A centrat în poartă. A centrat bine. A greșit execuția. Eu am crezut că o centrează, că era decât crouch acolo, dar eu de unde să știu că... Băiatul ăsta gândește la alt nivel. Nici el nu cred că a vrut să facă aia. Vrei să te mint? Da, bro. Nu, aici, faza asta, gen, să ia mingea. Aici. N-a luat-o. No. A luat-o vântul. Stai așa că plec. Mamă, ce se întâmplă? Hai, eu bat. Eu bat, mâncați. Am plecat. Ai plecat-o, da. Plecat-o, da. Mai știam să... E crouch. În spatele tău. În centru, am plecat. A, Eriberia, aleargă că zici că te duci să vinzi pâine în piață. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Ce s-a întâmplat? Paul cel mai probabil. S-a accidentat, cine s-a? A, nu. Cine s-a? Avem jucător accidentat grav, cred. Dar cine? Că nu văd. Dar cine? Nici eu. Crouch, nu știu, scoate-l pe Crouch și bagă pe altcineva striker, rapid. Scoate-i pe ăștia mai obosiți. Da. Bagă în atac să fie. Bagă pe Traoré ăla la el, de asta? Sau la el, nu accidentat la adversar, am înțeles, am înțeles. Mi-am dat seama, am văzut că la noi... Haide-mă. Păi și mingea? E la noi, îți dai seama. Ia. Bă, da. Le-a dat-o lor. E la noi. Ai, da, e 86 de asta. E bine că s-a pus golul ăla. Ba? Bravo. Haide, mă. Ia uitați-vă. E 3-2 pentru el. O să țină de minge, ține de minge. Dă ultra pres. Dă ultra pres. Că ține de minge. Uite-te și tu ce copil, mă. Bă, dacă ești, faci ești tu video la 3-2. Ești foarte trist, băi, băiatule, foarte trist ești, foarte trist, sincer. Asta e bine că am dat gol din gol cu cap. A avut noroc, mă, cu șutul ăla. Hai cu... Mamă, stai că te-am membru, și uitat. M-am uitat, jur că am uitat. Dacă nu scrie, uitam. Acum tată. Hai, cine-l păcălește de data asta? Hai să vedem. Hai să vedem cine-l Proces, nu pot să cred că după atâta timp. Refuz să cred. Hai să vedem. Acum să vedeți spamează, spune-o că spamează de rupe. Cred că nu mai jucăm X-Fredele, că e târziu. Păi? Cât ești? 43. Da, păi și intri să deschizi icon? Da, la mesaj, da. Da, intru să deschidem iconul și... Aia. Păi și cum faci cu cupa, că mai de jucat gen? Păi partea mai joc off stream, să văd, că dacă scurg Gabriela, cred că pot să mă joc și poate mă mai joc un pic. Easy, după un an de așteptat. Dar nu știu la cine trebuie să intru, că nu pot să intru. La cine să intru, mă, viețile mele? La X-Red? Atât? Hai să intru la tine și dacă mai e cineva. În plus, înainte să dai pe icoană, uite-te prin pachete, că ai pachetele aici, să le vezi. Ca să spamezi asta? Să vezi ce te așteaptă mâine. Bravo, puiule. Gata, ți-am dat. Gata. Oricum a fost un co-op bine meritat, mie mi-a plăcut. Bă, dar suntem cât avem? 3 win-uri, 2 lose-uri, nu? Da. Bine. Ca atâta timp cât suntem pe plus, corect. Eu zic că... Corect. Oricum ăștia 2 lose-uri au fost cu dus și întors, că eu zic că meritam în ambele meciuri să câștigăm. Adevărat, da, puteam. Hai, uite-te prin pachete puțin așa. Stai așa. Bun, premiile când bam, 86 ori 5, 86 ori 2, 85 ori 86 ori 3, 83 ori 20. Mamă, dar astea trebuie să le ținem. Astea mari trebuie să le ținem, mă, pentru toți. Astea 83 ori 20, 86-urile. Dar bine, depinde ce se bagă mâine, dar în principiu... Știi că n-am răbdare. Păi da, să vedem ce bagă mâine, că dacă nu bagă nimic bun... A, dacă nu bagă, da. Dacă bagă... Pentru ăștia cu FCB nu face emoji. Bă, am avut și cu FCB, o să vă bag dacă e. Haide, mă. Am închis monitorul. Le ții până la prem? Le țin până la prem. Explosie, mama, a treia lună. Cum, mă, că ai avut 3, ai mai avut 2 luni de membru, mă, Explosie. Uite, ești a treia lună, te pup. Ai închis monitorul? L-am închis și eu. Nu mai deschidem, ăsta e ultimul pachetel pe seara asta, băieți. Asta e ultimul icon, că nu mai aveam. Dacă mai aveam share play-uri, le onoram cu mare drag, dar deci am luat portar. Nu mai sunt. Mi-a îndeplinit visul. Să te uiți și la echipă după, te rog. Se bagă ceva eveniment mâine? Bă, nu știu, o să vedem. Nu se știe. Ceva jucabil vreau. Ceva jucabil? Da. Poate să fie și olandezul la ceva bun? Mamă, Maldini ăla football day. Oare upgrade? Bine ar fi. Mă gândesc. Cerșite primite. Și plus că la community, păi depinde, frate, dacă se bagă la community Florinel din astea, nu trebuie să arunc fugind după el. Dreapta, clar. Hai. Uiol. Olandez, Bergkamp. Mă, te rog să fii Maldini, upgrade la Maldini, te rog. Și aici poate să fie, dar nu e Thunder, nici nu știu ce. Mamă, dacă e Bergkamp. Cred că e Bergkamp direct. Dă pe stațuri. Gen de jos în sus. A? E base. A, nu. Set? What? E ceva de capul lui sau? Încred. Oricum e highest rated, nu? Dacă nu mă înșel. A, ba nu. Ia-l pe Sedorf ăla, că îmi da așa. Ăla e mort, stați. E ok, nemții e ok, eu sunt fericit, am luat portar. Asta și eu, am văzut, da. Contează. Am văzut că ai luat. E singurul joacă care joacă fotbal de acum, e ok, dar prețul nu e prea, da, nu e wow. Nu e wow, dar e important că avem pachete, mă. Avem pachete pe mâine, ne băgăm la creație, echipa aia, să vedem, a venit Cehanu. Cehanu, am văzut că i-a dat, ți-a dat și ție portarea, a dat și lui Mariusic în loc de Alisson, deci suntem bine. Suntem realizați. Da. L-am făcut pe Ture Evolution, îl fac acum și pe Ceabi. Ar fi mers ceva în loc de Garincea, dar nu mă plâng nici cu el, că încă merge. Merge, o să vină ceva. Asta cum e gheise asta? E bună, încă mai e 400 și ceva de mică. Oh, nice, nice. Hagi aia. Frumos, colorați. Hagi face tot în echipa asta. Trebuie să-l termin și eu la mine pe ăsta. Deci eu pe Hagi îl joc playmaker și face toate fazele, oriunde dau pase în care eu, el e acolo și dau finestri la lungă. Bă, am deschis la toată lumea, dar nu mai avem parturi la nimeni, ca să nu rămână cineva nedeschis. Stați și un pic să intru la mine să văd exact ce mai am de făcut acolo. Și bă, atât pe asta. Îl am și eu pe Vialia la club. La 93? Da. Nice, dar cred că numai unul e, nu? Sau sunt doi? Sunt doi, unul e mai slab și unul e mai bun, cred. Nice. Ăsta se doar fost 100 de mii. Regele e rege, da, mă, da, cum adică. 4 cu 4, high, CDM, right mid. Arată bine, mă, are shoot. Da, chiar arată bine, să-i pui un engine. Da. Stamina. Ia, stai, 9 obiective la mine. Nu facem și noi 150? Nu mai facem, mă, că s-au dat. S-au dat, ce era de dat, s-a dat. Colanța extravaganța, bun. Deci ne mai trebuie 5 finesuri, 6 din afara careului. 2 cu capul, 3 jucate și 3 câștigate. Deci în 3 meciuri aș putea să fac asta dacă e... Ce zic? Da, se poate, se fac bine, 3 meciurile, easy. La cea abia ăsta mai am 3 meciuri, ca să-mi dea XP-ul, deci 500 XP cu încă 1000 așa, ca să mai fac și eu, nu prea mai jucat, dar măcar ce mai avem pe aici să facem. Da, cred că spun eu la final acum o să bage mult XP. Ca să-mi dea și ăsta să fac și eu ăsta, să-l fac pe colo. Nice. La nevoie, cred că nu mai știu cine, parcă era cineva care avea astea și pot să le mai fac cu el. Da, se păcălești. Hai, te pup X-Redan, am ieșit, da, ne auzim. Te pup, rege. Ceau, seară frumos. O seară faină, vă doresc și vouă cea și ție, rege. Vă pup. Boys, vă pup, atât pentru astăzi, m-am uitat să dau cerc. Am uitat să dau cercul iar pentru ăla. Seara frumoasă, băieții mei, vă pup, mersi mult pentru prezență. Ne vedem mâine pe live la ora 18, avem pachetele, vedem exact ce promoție se bagă și ce noutăți. Vizionare plăcută la meciuri, să aveți băieți. Seară frumoasă, mersi mult din suflet pentru participare pe live. Vă pupă fratele și numai bine, somn liniștit, să aveți și mâine o zi frumoasă până la ora 6 când ne vedem, că bineînțeles avem live-uri zilnice. Vă pupă fratele, seară frumoasă.